suntem prezenți 12, dacă zic pe bune, nu? Da, 15. Momentan lipsește domnul Cui Maia. Domnul Niță Valeriu. Și domnul Sărcea. Domnul Cui Maia. Am zis că întârzi un pic, dar o mare să ajungă. Domnul Ciorcelă, înțeleg la domnul Vența că... Dar zice la o ședință, speră să termine cât mai repede și să vedem. Întârzi. Da. Ok. Și domnul Ciorcelă, vedem dacă să ajungă sau nu. Haideți să începem. Aș vrea, în primul rând, să salutăm de la Exclusiv TV, care începând de astăzi, va fi prezent la toate ședințele din Consiliul Local. Vor fi filmate și vor fi transmise în spațiu public. Public online. Pentru ca toată lumea, pentru mai bună informare a cetățenilor comunei Mogulea și nu numai. Oricine dorește să vadă ședința Consiliului Local și o vizioneze, o poate găsi foarte ușor în spațiu public. Domnul președinte, am o rugăminte acordată la dumneavoastră. Nu vreau să mă plâng, dar vreau să o las ca o tare, ca o realitate. Vă rog să vorbiți plene, este foarte greu de consemnat în procesul verbal, când vorbesc mai mulți consilieri. Încerc să ghicesc după voce cine vorbește. Nu știu, poate am obosit și eu, că e sfârșitul anului, nu știu ce să spun. Sunt situații și nu aș vrea ca procesele verbale ale ședințelor de Consiliu, cred că aș văzut când dau silința să fie cât mai bine consemnat, să apară cu dialog nu se poate consemna. Dacă mă doriți să mă înțelegeți, vă mulțumesc. Bună seara! Bine ați venit la o nouă ședință. Deci, pentru bunul mers al lucrărilor, am rugămintea ca să luăm cuvântul o singură dată, să discutăm exact ceea ce trebuie discutat asupra proiectelor de hotărâri, iar lucrurile care vrem ca să le discutăm mai mult de altă natură decât proiectul de hotărâri, le vom discuta la diversii și atunci, cred că timpul ne va permite ca să discute fiecare cum vrea și cum îl duce fapt. Referitor la ședință extraordinară, eu am spus-o la începutul când s-a modificat legea și am votat nou statut, că ședințele extraordinare se vor ține cu probleme extraordinare. La ședința ordinară sunt problemele care se discută pe larg în Consiliul Local și acolo se pot dezbate atât și comisii unde este necesar de avizul comisiilor de specialitate, cât și cererea unor nelămuriri asupra proiectelor care vor fi dezbătute în ședința ordinară. Eu aș întreba, în primul rând, care este urgența cea mai mare din cele 7 proiecte? Ca să punem pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri urgente, iar proiectele celelalte voi supune Consiliului Local. Hai ca să terminăm, ca să nu mai facem ședință, ori facem extraordinară, că ce spune la articolul 2? Îi spune extraordinar, la ședința ordinară, să dezbat lucrurile ordinare. La ședința din dată, la îndată spune că în caz de situații de urgență, în caz de calamitate, din foc, de război sau alte lucruri care sunt neprevăzute. Și atunci hai să venim cu picioarele de pământ și toate ședințele le ținem conform legii. Domnul președinte, domnul Gărușcă, că ordinea de ținere aparține și domnul președinte, dacă sunt probleme așa, trebuie să primeați și oră acolo. Da. Eu cred că toate problemele puse în dezbatere sunt de actualitate, sunt benefice și trebuie dezbătute. Mai ales suntem în luna decembrie și unul putem aglomera pe ședința ordinară cu 7 proiecte care avem astăzi și câte vor mai fi până în data de 28. Avem rectificare bugetară, avem și alte proiecte cu proiectul cu gazul,
care zic eu, chestie destul de urgent și ne dorim chiar să începem procedurile de achiziție pentru execuția, și proiectarea în satul Șoară. Eu nu văd de ce ar trebui să iei ceva discuții faptul că avem pe ordinea de zi mai multe proiecte. Au venit toate la rând, e bine să le discutăm, cât este necesar. Și așa cum vă spuneam, pe data de 28, să fim un pic mai lejer, dacă vom fi, nu știm ce mai apare până atunci. Da. Ce, normal, lucrurile pe care eu le-am de discutat, sunt la referitor la gaz. Eu m-am uitat, deci este aproape nimic la toate aceste. Dar, din punct de vedere tehnic, pentru că lucrurile pe care normal le discutăm astăzi, pe perioada cât am fost primar, am fost la domnul Mărginianu, cu domnul Dăstărescu, am fost, nu s-a spus că este la Soudor, dar asta nu mă interesează. Eu am fost, m-am interesat, au spus că nu se poate să face Soudor și Crian. Nu, revenind la partea cealaltă, conducta care va fi pe Soudor, m-am uitat că este din 90, deci noi trebuie ca să ținem cont că proiectul făcut în 2000 de către domnul Andronic, 99-2000, pentru că atunci trebuie să o aduc și conducta, ei vroiau ca să crească presiunea pe statul și ți-a spus că vom discuta subiectul fiecare. Bine, dar eu am spus de ce. Pentru că dacă ar fi fost într-o discuție domnul președinte, v-am ținut o intervenție pentru că vreau să menționez că dacă nu greșesc, legea ne dă voie să avem două intervenții asupra unui subiect. Nu, acum nu intervenție, nu, eu am dat răspuns de ce am spus eu că nu este corect. Dumneavoastră ne-a submitat la o singură intervenție. Domnul președinte, haideți să trecem la ordinea. Cine să dezbatem în cadrul Consiliului, dumneavoastră să ia decizii, nu știu dacă e bine să mai ducem discuția asta mai departe. Vă rog frumos. Băi, bun, atunci hai ca să trecem la ordinea de zi, da? Să vă dau spre știință ordinea de zi, da? Având în vedere prevederile articolului 39 alineat 2 din legea 215/2001 privind administrarea publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare și dispoziția primarului Comunei Mărgura, județul Bacău, numărul 192 din 14/12/2017. Se convocă ședința extraordinară a Consiliului Local Măgura, din data de 18/12/2017, ora 16, la sediul primării. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău a orașului Dărmănești. Inițiator primar Păstrău Șerbache. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. Inițiator primar Costel Șordache. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru hotărârile aferente investiției, extindere, conductă, gaz, presiune redusă, SAS-Soudor, Comuna Mângor, județul Bacău. Inițiator primar Costel Șordache. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării servicii de consultanță pentru întocmirea documentației de atribuire și asigurare consultanță pentru evaluare oferte la investiția modernizarea sistemului de iluminat public și optimizarea consumului de energie electrică a sistemului de iluminat public stradal în Comuna Măgura. Inițiator primar Costrăș Iordache. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 5 a bugetului Consiliului Local pe anul 2017. Inițiator primar Costrăș Iordache. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul 34 din 14.05.2001 de la concesionar cedent Lădău Ștefan Daniela, fostă Ștefan, către Vasiloiu Teodor, inițiator primar Costa Șordache. Diverse. Okay. La diverse, prezentarea contestației în anularea hotărârii Consiliului Local numărul 76 din 10.11.2017 privind alegerea viceprimarului Comunei Măgura, județul Bacău, depusă de consilierul local Amar El Sadar Talal. Sadar Talal, sunt președinte egiptean, domnul Haideți ca să trecem la să supun ordinea de zi
sub pentru aprobarea Consiliului Local. Cine este pentru? Ce s-ar ține? Domnul Palac și domnul Mirelușu. Deci avem 12-10 pentru și două abține. Va abține și la divers, domnul Palac? Tot proiectul, normal, deci o proiectul, domnule, și-o exact m-am sunat. Interesat proiectul meu. Da, nu discutăm din mare, deci discutăm la, direct la obiect. Nu facem discuții care nu au... Da, și în cazul prima la urmă. Hai. Da, și în domnul președinte, avem agentii de cetățeni în... Da. Sau, dacă doresc să participe la ședință, vă rog frumos să simnoteze doamna secretar. Vă rog să simtați în procesul de bani. Vă simtați prezența dumneavoastră. Cum? Ședința este liberă, poate să participe. Domnul Păslaru, este la urmă? Știu, știu. Ești proșinită. Și domnul? Marin Bogdan. Aici cineva? Aici ar fi. Cine mai prezentat cu prezentarea? Aici cineva? Atât. Este. Uitați cu talage. Da. Mulțumesc, mă dat cuvântul. Eu am votat pe împotrivă pentru că... V-ați abținut, domnul Palac. M-am abținut pentru că nu văd caracterul de urgență. Bine, sunt vreo două proiecte care putem să le băgăm la ședința extraordinară, dar faptul că trebuie să excludem din asociația, nu știu ce, Dragmaneștului, nu știu câtă urgență este, sau mai sunt alte proiecte pe care chiar nu trebuie să le punem aici. Înțeleg că când avem de semnat un proiect european, nu știu care, când nu suportă amânare, să facem o ședință extraordinară. Deci eu sunt subscriu și sunt de acord cu domnul președinte că haide să respectăm legea și facem ședințele extraordinare pentru urgențe. Nu, haideți că mi-a venit, am visat azi noapte și vin și fac ședință extraordinară. Vă mulțumesc. Dacă dați voi, domnul Consiliu, la ședințele extraordinare sunt obligatorii. Dacă doriți, puteți să părăsiți ședință sau puteți să mă veniți. Nu sunt obligatorii. Deci, nu, aici, deci intervenția mea este greșită. Deci, ce s-a discutat? S-a discutat conform legii. Deci nu s-a discutat pe marginea altui subiect. Punct. Să înțeleg că noi ne adunăm aici, doar așa, ca să facem alte prezențe. Sunt probleme stringente ale comunului, care trebuie rezolvate, domnul președinte. Rămânim la același subiect. Am înțeles, domnul Talaș a prezentat un punct de vedere. Haideți să trecem mai departe. Nu trebuie să toată ziua să dezbatem aceeași lucru. Trebuie să fie război ca să ne întâlnim. Sigur, din punctul dumneavoastră de vedere, l-am ascultat, e foarte bine, sunt consemnat. Haideți mai departe. Hai ca să dăm drumul. Haideți să venim cu invitația, avem invitația. Salut, domnul Consiliu. Ce a spus domnul? La proiectul numărul 3, cel cu investiția pentru Pitaspi, Socotolul, care știm foarte bine că este o investiție oportună, nu ni s-a prezentat și un punct de vedere al EON-ului, al Delgazului, cu privire la acest proiect. Și asta e unul din motivele pentru care eu m-am abținut. Pentru că speram că această investiție este 100% la bugetul local. Mi s-a spus inițial că cel puțin jumătate din investiții va fi ținută de Delgaz. Domnul primar a spus-o, n-am spus-o eu. Apoi, mi s-a spus că mai puțin, acum deloc, se pare că o ținem numai la bugetul local. Nu e adevărat. Este și adresa Belgazului, care dumneavoastră confirmă că vor co-participa la ținerea acestui proiect cu o sumă de bani. Da. Și unde e suma de bani? Care e suma de bani? 65.000 de lei, da. Stați cu materialele. Materialele nu le-am încărcat toate trei din proiect. Ce probleme? Posibil. Dar putea să luați și un format dedicat? Da, nu stați, că mi-a format, stați domnul președinte, mi-a format fizic doar atâta mi se dă. Eu cred că puneți dobagă și problema. Și chiar dacă ar fi 100%, cred că este necesar să facem o astfel de investiție. Eu nu am spus că nu este necesar domeniul primar. Acum,
Am spus-o cum e necesar. Eu am început discuția și am spus este necesar. Dacă voi, Del Gazul face anumite studii, în urma cărora niște decizii. Spun, doamne, eu pot să țin suma asta pentru proiectul ăsta. Mai mult nu este rentabil pentru mine. Ca orice societate comercială. Acum, noi stăm să dezbatem dacă ei țin ceva. Da, țin cu 65.000 de lei în parte din proiect. Și eu cred că este benefic. Este super de bine. Eu, cu vedere pe care nu au vrea. Vreți că asta suntem aici și ședință, că asta nu decizi de astăzi. Mă punțumesc. Discutăm mai multe vădere. Bun, hai să trecem la... Ați terminat, da? Avem invitații. Dacă dumneavoastră vă mulțumesc, vreți ca să rămâneți până la sfârșitul ședinței sau vreți ca să luați cuvântul înainte? Bun. Înseamnă că rămâneți la sfârșitul ședinței. Nu. Eu am întrebat dacă vreți ca să participați sau aveți probleme urgente ca să le discutăm la început și... Deci, rămâne. Deci, primul proiect de hotărâre. Domnul primar. Deci aici cu Asociația de Dezvoltare, noi suntem reprezentanți. De asta cere la toți asociații, de cer părerea, pentru că fără unul ca să aprobe, nu se poate ține cont de ieșirea din asociații a unui reprezentant care a fost participant la asociație. Proiectul de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Tălmănești. Consiliul local a Comunei Măgura, județul Bacău, într-o ședință extraordinară de data de 18.12.2017, având în vedere referatul de aprobare numărul 11.472 din 14.12.2017 a domnului Costașorac, primarul Comunei Măgura, județul Bacău, raportul 11.474 din 14.12.2017 a domnului viceprimar al Comunei Mâncă, domnul Gânzămea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 2547 din 99.11.2017, registrat la OAT Comuna Măgura, numărul de 11.172 în 5.12.2017. Având în vedere temerile juridice ale articolului 36, alinea 6, litera A, punctul 14, alinea 7, litera C, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Directivei Consiliului European numărul 1999 din 31 aici n-am stupit. Ce e? Nu, așa e. Per 31. Privind depozitarea deșeurilor transpusă în legislația națională prin hotărârea Guvernului numărul 349/2005, privind depozitarea deșeurilor ale legii numărul 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare, legii 211/2011 referit de regimul deșeurilor republicată, articolul 12, alinea 4 și 5, articolul 16, alinea 2, litera H și J, ale articolului 20, alinea 3 și ale articolului 21, alinea 1, din anexa numărul 2, a hotărârii Guvernului numai 855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru al Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificările și completările ulterioare, ale articolului 12, indice 4 și 5, ale articolului 16, alinea 2, pardon, litera H și J, articolul 20, ale articolului 21, alinea I, din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, modificările și completările ulterioare, precum și ale articolului 13, alinea 1, punctul 9 și 10 ale articolului 18 din contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, 180/2357 din 6-5-2015, cu modificările și completările ulterioare, rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate în Consiliul Local al Comunei Măgura. În temeiul prevederilor articolului 45, alinea 1, articolul 48, alinea 2, litera A, articolul 49, articolul 115, alinea 1, litera B, din Legea Administrației Publice Locale 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propune. Se aprobă excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Tălmănești.
se aprobă analizarea și calcularea consecințelor economice, economico-financiare ale excluderii prevăzute la articolul 1 de prezenta hotărâre, precum și recuperarea sumelor corespunzătoare de la membrul asociației expus. Se aprobă modificarea actului constitutiv și statutul asociației și dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, corespunzător prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre. Se împuternicește domnul Brânză Mihai, viceprimar, având calitate de reprezentant al Comunei Măgura, județul Bacău, în adunarea generală de asociații de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolul 1, articol 2, articol 3 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociației de salubrizare Bacău. Se împuternicește președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, pentru ca în numele și pentru județul Bacău să semneze actele adiționale privind modificarea actului constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate, Consiliul Județean Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Dacă sunt discuții. Primar din acestui proiect de hotărâre. Da. Dacă nu discute nimeni, totuși am. Deci, eu personal nu cunosc partea excluderii și cred că nu aș putea să fiu în competență de a putea ca să aprob sau ca să ridic mâna spre a vota un asemenea proiect, pentru că nu ne aparține nouă ceea ce normal vrea ca să facă asociația. Cu delegatul care este propus sunt de acord, dar cu proiectul de hotărâre nu. Bun. Și cu suma de bani și cu ce vor ei. Dacă dați voi, domnul președinte, eu cred că o asociație intercomunitară la nivel de județ nu ia decizii așa doar pe genunchi sau, eu știu, localitatea Dărmănești nu a respectat prevederile statutului Asociației Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, de pentru care s-a propus, în urma repetatului avertismente, s-a ajuns la excluderea din asociații. Și datorită nerespectării prevederilor privind sumele necesare pentru desfășurarea în bune condiții a acestor lucruri de salubritate. Eu cred că este oportună o astfel de hotărâre, dacă asta ține în special de bunul mers a Asociației de Dezvoltări de intercomunitar de salubrizare. Dacă s-a luat o decizie la nivel de conducere a asociației, nu cred că suntem în măsură să stăm, să intrăm în amănunte de genul. Domnul Talat. Eu propun să aprobați proiectul. Domnul Creșe era înainte. S-a aprobat proiectul în varianta prezentată. Domnul Vierușu era înainte. Dumnealuris și apoi suntem. Da. Suntem foarte mari la asta. Eu am văzut că ridicați pe mână. Hai, domnul Talat. Dar care este motivul excluderii? Pentru că am înțeles că pentru că au stabilit aici alte tarife, adică mai puțin decât o stabilită. Au practicat alte tarife, da. Și foarte bine, cred. Haideți să vă explic un pic dacă vreți că știu, dacă îmi permite. Da. Mă duc o lămurire juridică, doar. Că n-am mai altă probleme. În momentul în care s-a făcut asociația ABISU, s-a hotărât toate comunele să au adoptat, pardon, un statut și un act constitutiv. În momentul în care s-a făcut licitația mare, de fapt ADIS a făcut licitația pentru în numele comunelor componente a ADIS, s-au stabilit niște tarife. După desfășurarea licitației, aceste tarife au fost trimise la fiecare comun în parte pentru adoptarea în forma în care a fost câștigată licitația. Urmând ca, eu cred că și la Măgura, am să caut dacă este nevoie, s-a adoptat o asemenea hotărâre. Dumneavoastră știți mai bine. Adică, fiind o hotărâre din urmă, nu știu ce să vă spun. În speță, Dărmănești nu a respectat
această prevedere a actului de concesionare a serviciului și ADIS-ul nu mai poate desfășura activitatea conform celor hotărâte de majoritatea, adică a tuturor comunelor din ADIS. Și au solicitat, bineînțeles, excluderea lui pentru nerespectarea statutului și actului constitutiv. În funcție de asta, dumneavoastră, decideți. E un alt operator local, au alt operator în afară de Nu știu. Ei sunt cu rompre, adică știți că va trebui să... Sunteți ai în felul următor, dar tot l-am spus la cuvânt și mi-a dat domnul președinte, las comentați în voie să continui. Hai să nu mai intrăm în acesta, vă rog frumos, Că în speță, Dărmăneștiu a raportat un număr de persoane. Când s-a făcut contractul cu Romprescu, a fost un număr de persoane raportat. Apoi ei au fost în mod real, când au 10.000 de locuitori cât era pe raport, era pe raportare, de fapt, 6.000 care îi plătesc primăria, de bună credință față de locuitorii comunității, eu zic, domnule, noi nu putem să plătim că de Romprescu echivalentul a 10.000 de locuitori. Și nu are rost să vină cu banii inclus la bugetul local. Plătim doar pentru cei 6.000 care sunt beneficiarii serviciilor de salubritate. Că asta este o problemă generală, că nu mai Dărmăneștiu în litigiul respectiv, și Moineștiu și mai multe localități din zona respectivă. E, acum, ADIS-ul se pare că vor să-i dea afară, că nu au plătit, că n-au mai pus banii la bugetul local. Ce am făcut noi, de exemplu, la 1.5, când am dat 15.000 de lei pentru salubritate. Adică, eu unul personal mă abțin la acest proiect, că nu văd corect. Așa-l văd eu. Dar dacă îmi citiți un pic în expunerea, în referatul de aprobare a domnului primar, se referă la tariful, nu de număr, nu tariful pe persoană care se încălzează. Dar nu trebuie să-i dea afară, domnul. O expus una din motivații, domnul Bieluș. Deci domnul, de ei dă afară doar pentru că nu vor să ne pună bani la bugetul local, vă spun că asta e simplu. Și este normal, atâta timp nu ai 10.000. Că s-a făcut contractul la statistică, erau, nu știu, 10.000 de locuitori, de fapt 6.000 care plătesc, și îmi rompresc cu cei bani pentru 10.000 și spune cum să-ți dau zic pentru 10.000, când eu am doar 6.000. În ședințele anterioare, când reprezentam comuna, am discutat și am supus spre aprobări și totodată au fost discuții constructive referitor la Romprescu, pentru că ei vor ca să ia la numărul din persoane dintr-o localitate. Dar serviciul nu se poate extinde, poate de multe ori, peste tot și nu beneficiază toți de acel serviciu. Nu pot ca să-l plătesc la număr de persoane, ci la cantitate pe care normal mi-o ridici, că asta normal ar fi concret ca să fie ca plată. Nu numărul de persoane. Așa. Dați voi, în motivarea, dăm aici un referatul de aprobare, să fie clar altceva. Nu cunoaștem amănunte. Acum stăm să studiem câte persoane are registrate la rolul agricol Dărmăneștiu sau nu. Aceasta este motivarea pe care a prezentat-o ADIS-ul. Îmi se pare în regulă ca orice contract să fie respectat. Te ai angajat într-o anumită formă, trebuie să duci la bun sfârșit. Acum, eu ce să fac? Stau să judec dacă Dărmăneștiu, într-adevăr, plătește pentru 10.000 sau pentru 6.000 de locuitori. E problema lui. E problema lor, administrația de acolo. Dacă s-au angajat în chestia asta, trebuie să duc la bun sfârșit. E o prevedere contractuală, un contract între două părți care trebuie respectat. Nu e respectarea prevederilor de către una dintre părți, duce clar la rezilierea contractului, nu? Și la pagubii, eu văd că se discută de pagubii legea de plată din partea orașului Dărmăneștiu. Deci nu putem noi să decidim. Deci se decide Consiliul Local. Siguranță că dumneavoastră ce decide. Domnule președinte, doamna secretar, stimați colegi, iar ne rugăm niște subiecte care nu e de treaba noastră sau de competența noastră. E vorba de o adresă din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate, unde ei ne cer sprijinul în calitate de membri ai acestei asociații să votăm excluderea acest proiect de hotărâre. Haideți să nu ne punem iarăși de angoasele acum de obicei, cum este un obicei în cadrul Comunii Mărbra. Haideți să votăm acest proiect de hotărâre și să trecem la următoarele care țin de gospodărirea noastră și, în speță, gospodărirea Comunii Mărbra. Bine. Hai să mai ia cineva cuvântul? Supun? Domnul Dăsăr, referitor la afirmațiile colegului nostru, dar nu văd nicio relevanță între numărul de locuitori și
cum se calculează deșeul, la tonă. Noi plătim la persoană. E la persoană, de acord, la persoană. Dar dacă deșeurile sunt, mă refer să colectează doar deșeurile menajere și nu alte deșeuri, cum să... Poate nu să ajunge la situația în care nu stai primul plătit primăria. Fac și la mă pe aici. Poate să fie 10.000 de persoane și să colecteze deșeuri menajere de să fie sub... Dau un exemplu, să fie și la chetarată toată suma integrală de către ceilalți, de toți contribuabili, care plătesc să nu noi am suplimentat. Hai ca să nu facem dialog. Nu facem dialog. Deci numai un pic. Hai ca să nu mai. Am spus, discut cu domnul Dăscălin. Mi s-a părut că nu e relevant exemplul dumneavoastră cu tonă și motivație. Da, domnule, cel mai corect și cel mai corect este ca să facem la tonă. Pentru că la noi deocamdată suntem la cantitate, nu facem la persoană. Așa. Dar când va veni la persoană, atunci, într-adevăr, nu poate să demonstreze că persoanele respective a scos atâta gunoi. Și au fost discuții anterioare. Deci am încheiat. Domnul Talon. Știți, există un... Și gata, unul o dată s-a terminat a doua oară. Există un vin legislativ, pentru că, după știți, dumneavoastră, după Revoluție, s-au înființat foarte multe comuni, foarte multe orașe noi, care au zis, domnule, ca să faci un oraș sau ca să declar un oraș, trebuie să un anumit număr de locuitori. Toată lumea s-a bucurat atunci. Și văd că acum se bucură cei de care... deci, firmele astea de... salubrizare, pentru că ei au găsit acest vid și spun, domnule, pentru că dacă Dărmăneștiul ar raporta un număr mai mic de persoane, dispare ca oraș, probabil. Și atunci ei spun că suntem... și nu, situația asta este în toată țara. Motiv pentru care... N-am terminat de lucru. Motiv pentru care eu cred că cel mai corect este să plătim la kilogram și nu la număr de persoane. La kilogram și la tonă. Gata, am terminat. Ne batem tare de la urmă. Vorbim aici, ce plătim la kilogram și la tonă. Un pic să mergem de marginea. Gata, hai ca să terminăm. Asta trebuie să stabilim ulterior, vă rog frumos. Ne stabilim ulterior ce vom face noi. Dacă plătim la kilogram, plătim la tonă sau cum plătim. Haideți să ne vedem exact spirit la problema de față. Nu m-am inventat noi roata la măgura, credeți-mă. Deci se plătește în toată țara, banii se adună la caseria unității administrative teritoriale. Nu plătește nimeni la individual gunoiul, decât persoane juridice. Adică mergem cum prea departe cu discuția, fără a avea legătură cu... Nu, eu am spus părerea mea, domnule. E părerea mea și eu... Părerea mea este că eu nu pot ca să votez pentru cineva cât și-a făcut el în unitatea lui administrativă. Deci nu pot eu de afară, eu persoană, Trăistarul Constantin, ca... Facem parte, domnul. Dar restul nu mă interesează, faceți ce vreți. Asociație, domnul Brânză. Suntem parte într-o asociație. Să puneți la fost mai. Da, domnul Brânză și cu aia. Așa aveți programă. Domnul Vicer. La ora asta și numai la ora asta s-a încasat la persoană în comună. Deci numărul de persoane s-a încasat pe persoană. S-a stabilit 40 ceva lei. Iar noi, ca și unitate, ca oare, plătim la tone transportate, depozitate în celulă. Pentru că am semnat o parte din pactul și știu despre ce este vorba. Noi, când s-a constituit ADIS-ul, suntem membri. Avem aceleași datorii și aceleași obligații. Da? Unul dintre membrii nu s-a achitat de obligații. Asociația, prin conducerea ei, vrea excluderea pentru că nu s-a achitat. Ca să stăm noi acum, să o facem pe judecătorii, să știm ce a făcut Dărmăneștiul, este propus, este propus spre spatele din sistem, nu știu dacă ar fi treaba lui. Mulțumesc! Da, deci, foarte greu. Deci, supun proiectul spre aprobare, da? Cine este pentru? Cine se abține? Domnul Beruș cu domnul Talar și domnul... Deci nou pentru... Trei abține, nu fiți la fel. Domnul Beruș... Faci parte din categoria hotărârilor care se adoptă cu majoritatea, da? Deci da, majoritatea. A fost adoptat. Majoritatea, da. Proiectul numărul 2. Care e numărul 2? Așa. Deci,
acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. Bun. Haideți că cred că fiecare dintre dumneavoastră ați avut materialele și le-ați putut studia înainte. Nu cred că are sens să mai dau citirii întregului preambul cu tot ce prevede hotărârea. Sau cum considerați dumneavoastră? Dacă vreți, o facem așa. Pe scurt. Este vorba de cooperare prin urmărare, exercitarea activității de audit public intern. Fiecare primărie ar trebui să aibă un auditor public intern. Este mult prea costisitor, având în vedere că nu e o activitate extraordinar de complexă ca să necesite și susținerea și angajarea unei astfel de persoane. Și atunci Asociația Comunilor vine în sprijinul nostru și ne propune să facem parte din capi această asociație, să fie angajat un auditor care să presteze la diverse OAT-uri în decursul unei. Și eu cred că este mult mai benefic decât să angajăm noi un om aici, o persoană cu care să plătim lunar. Care ar fi contribuit? Cum? Suma care ar trebui contribuit. Vedem că lăsăm ca să discute doamna secretară probleme tehnice și după aceea să luăm fiecare cuvântul. Îmi permiteți? E bine, da? Doamna secretară. Deci în funcție de cei care vor, în funcție de cei care vor să se asocieze, da, va fi stabilit tariful și mai este și obligatoriu și puterea de contul nu treaba. Dacă aveți audit public intern. Exact, văzut, nu aveți să stați în discuția. Îl avem toate instituțiile, da. Ca să nu... Deci, în funcție de cât sunt în asociație. Va fi mai mult sau mai răspiri. Fiecare, dacă s-a dorit mai mult, va fi mai puțin. Ne vom asocia toți, probabil, în momentul, după această hotărâre, se vor întâlni toți asociații și vor stabili modalitatea de susținere și de prestare a serviciului. Ca orice asociere, pardon. Domnul Palam. Domnul președinte, stimați colegi. Eu cred că întâi, ca orice om gospodar, întâi trebuie să vedem cam cât îmi costă dacă mergem la dacă externalizăm serviciul sau așa, sau și cât îmi costă dacă angajam dacă trebuie să plătesc 110.000 de lei, e mai bine să angajez un om care îi dau 2.000 de lei. Adică e vorba de costuri. Întâi trebuie să știm cât ne costă, după aceea ne băgăm. Dacă este rentabil, mergem. Dacă nu este rentabil, așa gândești lucra. Deci, aș fi vrut să mă gândesc că ai fi de acord. De o asociere între mai multe OAT-uri, clar că costurile va fi mult diminuate decât susținerea unui angajat. Costurile cu un angajat la primărie, eu știu, și un auditor nu vine cu nimic atoasă, cred că mi-a duce undeva la 4-5.000 lei pe lună, ori 12 lei, s-o potrești dumneavoastră. Cred că e o sumă destul de consistentă. Și atunci s-o ajung la decizia asta, tocmai pe considerentul că un auditor într-o primărie, ca Măgura, de exemplu, nu prea are ce face în decursul unui an. Și atunci am ajuns la concluzia că e mai bine la nivelul asociației comunilor să se găsească o astfel de modalitate. Domnul Brânză, domnul Radu. Domnul Deus, mă scuzați, mă dau Domnul Brânză. Domnul Radu. O formă de asociere între OAT-uri diminuează prețul de cost. Una e susțin în singur OAT. Pe o persoană. Și alta e ca să susții atunci când faci o formă de asociere. Deci cu cât suntem mai mulți, prețul de cost scade. Deci logica este să mulțumesc. Domnul Radu. E mai bine, da. Ce am? Da, fără dialog. Domnul Radu. Da, domnul președinte. Eu consider că e genetică propunerea asta, dar ca să știi și ceilalți colegi, se poate totuși ca cazul un auditor. Nu neapărat să fie cu normă dragă. Există posibilitatea de a lucra part-time. Nu neapărat să urmărești salarul întreg. Se poate face tot felul de înțelegeri cu o persoană fizică autorizată.
dacă sunt vorba de persoane și sau de ceva. Doamna secretar, mai avem un pic și vă trimite la cursuri de auditor. Dacă... Nu vorbim. Dacă e vorba de asociere, nu, dar la cregare de tare. Trebuie să știm cam cât sau câte comune suntem în asociația asta, ca să putem vedea cât de sarcină va avea viitorul auditor. Fiindcă dacă suntem destui, viitorul poate auditor nu va putea să-și desfășoare activitatea, fiind foarte mult de lucru. Dacă sunt multe comune în asociație și va firma unul sau doi auditori, depinde de cine poate și ce trebuie să facă respectiv auditor. Așa că trebuie să socotim cât mai bine și cât mai bine pentru comună, dacă avem nevoie de asociație sau putem angaja un astfel de auditor cu part-time sau cu... Da. Domnul Delușman. Da, vreau să... Domnul Răducu mi-a dat-o înainte. Eram de părere că se poate contracta și part-time un auditor, pentru că eu unul consider că dacă este mai aproape de noi, de aici, ești din zonă, ar cunoaște mult mai bine fluxul din primărie, că cam un auditor vede fluxul documentelor, cum se cheltuie bănuții și atunci ar putea ști mai bine cum funcționează primăria noastră. Așa, dacă vine de departe și vine odată la nu știu cât timp, s-ar putea să nu fie la fel de eficient. Da, nu avem de văzut ce o să se hotărască. Domnul Dăstăiescu? Marea majoritate în care lucrează în... Lucrăm în firme private. Eu, din câte știu la mine la firmă, auditul intern vine de cel mult odată pe an. Nu văd rostul să angajăm un audit permanent, aici un angajat, un auditor, atâta timp cât auditul se face odată de cel mult odată pe an. Cel puțin așa știu, dacă sunt colegii mei care lucrează firme private și aia, pot confirma cu asta. Singurul dată pe an, vine auditul intern și verific toate documentele. Vine de la cap la coadă și atâta tot. Da. Punctul de vedere în care restul din proiectul de autorit, îmi pare normal și corect. Da. Să angajăm un audit ca să ne reprezintă pe toate vatelurile sau și... Mai mult. Da. Doamna secretar. Un singur lucru, dacă precizez, fiind funcție publică, deci auditul intern nu poate fi funcție contractuală în statul de funcție a unități administrative teritoriale, conform legii 188, are prerogativ de funcție publică. Și nu poate fi part-time. Înțeles. Aici, în funcție de asta, decideți. Domnul Taral, și am terminat. Și a doua oară. Deci, rămâne... Hai numai, dar nu mai dorim să văd. Este externalizarea serviciului. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi, rămâne de văzut să nu ne costim mai mult cotizația la dacă ne-a acolo, decât dacă aș fi angajat un auditor. Asta este singura problemă pe care oamenii. Da. Deci, părerea mea este că este benefică, pentru că se face un audit, se face o verificare și, totodată, fiind la mai multe comune, consider că ne va costa mai puțin și benefic și pentru comună. Acum, de fiecare analizează în dreptul lui, cu mintea lui și votează în raport de ceea ce crede. Domnul Chitic și... Eu atâta vreau. Indiferent de situație, sunt de acord cu proiectul. Dar vreau să știu dacă domnul primar ne-ar putea spune câte comune sunt în asociație. Este trimis. În asociația comună, deci asta e la nivel de țară, e vorba în jur de 3.000 și nu știu cât, aproape toate comunele fac parte. Atât. Probabil la nivel de județul Bacău, o să mă gândesc, scrii 2, 3, 4, 5 au domnul Niță. Se poate acoperi întreaga aia. Cum era vorba aici, E bine că suntem asociați, că sigur va fi prețul mai mic. N-are cum să fie mai mult. Și în afară de asta, dacă ar fi să angajăm la primărie un auditor, nu are experiența unui auditor, ăla care duce și face numai același lucru,
Sigur, sigur, are o experiență mult mai mare ca unuia care... Eu când eram la serviciu și făceam treburile astea, vă spun că mă interesa. Mă dăam un telefon, bă, cum-s acolo, cum-i acolo. Și automat, cel care va veni din exterior, care face același lucru, îl va avea o experiență mai mare. Că n-are poate la început, dar în timp și face, și creează o experiență, o anumită experiență. Și va fi și în ajutorul nostru, pentru faptul că, domnule, dacă vine, cum nu avem acum, vine, vom ști și noi circuitul documentelor, vom ști și noi mult mai multe și nu mai cădem în greșeală, că nu... Domnul Vierușcă și am gheat. Vreau să o întreb, doamna secretar, că a spus că, într-adevăr, nu se poate parta, sunt de acord, dar cu contract, că externalizat, externalizat se poate, nu? Înțeleg. Și ăla ar putea să fie tot ieftin, oarecum, dacă la asta m-am referit. Pentru că nu se poate angaja, nu se poate. Că dacă se poate parta, mă previn și îmi păstrez părerea că dacă e o persoană din zonă care ține mai aproape de primărie și nu vine odată pe an, poate este mai bun pentru comună decât felul ăsta. Bun. S-a încheiat. Supun spre aprobare proiectul inițial. Cine este pentru? Ok. Cine se abține? Deci 10 pentru și 2 abține. Da? Proiect la fel cum a licitat. Trecem la proiectul numărul 3. Și adoptat proiectul numărul 3. Da. Proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind indicatorii tehnicilor economici pentru lucrările aferente investiției extinse de conductă gaze. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările aferente investiției extinse de conductă gaze în presiune redusă, sau în zonă comună a județul Bacău. Avem aici indicatorii care sunt aprobați. Agreați de gazului. Nu știu ce ar trebui să mai discutăm cu marginea lui, se cunoaște, problema este veche. Haideți să vă dau și o citire. Domnul Vierușcă spunea că nu cunoaște... Nu, acum am ridicat, că vreau să-mi cer scuze, că dacă îi arăt doamnei secretar, meniul are niște boluri și atunci, având bolurile astea, am avut senzația că s-a terminat. De ce? Dacă nu știi aia așa 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 așa. Vă informația așa așa așa. Da, nu, deci nu facem dialog, haideți un pic, hai ca să ne înțelegem. Partea de cofinanțare, haideți domnule, partea de cofinanțare a gazului este de 65.494,10 lei, cu TVA inclus. Deci e destul de substanțială, cred eu, din toată cheltuiala cu această investiție. Am discutat la Delgaz Grid la Târgu Mureș și dumneavoastră l-am confirmat că oricare va fi varianta pe care o adoptăm, ei vor susține această sumă. Indiferent care va fi prețul la licitație, ăsta e prețul care participă. Domnul președinte, aveți... Așa. Domnul Talal. Domnul președinte. Stimați colegi. Da, am greșit. Hai. De când este făcut proiectul, dacă de când este făcut proiectul? De atunci. Și cineva de când este făcut proiectul de extindere de gaz? Deocamdată nu avem proiect. Nu-i proiect. E o documentație. Nu, dar e documentație. Avem inclusiv... Vom scoate la licitație, pentru că o tocmire de documentație, proiectare și execuție. Nu vom face separat. Avem doar studiu făcut. Să știți și dumneavoastră, l-ați aprobat. Parte din ele este depus la ANRE pentru obținerea licenței, pentru extinderea licenței ce la localități și mai mari. Iar pentru SOU2 avem licențe și dumneavoastră ne-au trimis punctul de vedere. Care este planul de exemplificat cât și cum vor fi ținut dumneavoastră din execuția acestui proiect. Pentru că este super bine, 65.000 lei din un total de 200.000, să zic așa. Deci e o sumă destul de bună. Domnul Chichic. Domnul președinte. Asta e valoarea de scoatere, zicem, la citație, da. Vor fi competitori și probabil prețul va scade. Doar că de reținut că Delgazul va ține suma fixă. Indiferent cu cât să... Are colegul meu de la PSD o întrebare.
Vă rog. Domnul Chitica, am spus. Domnul președinte, profit atât de experiența pe care o aveți dumneavoastră, domnul primar, faptul că l-avem pe domnul Dăscărescu în sală, și aș vrea să vă întreb dacă vis-a-vis de schemă, de schița aia aferentă autorizației, să mai pot face extindere. Și știți prea bine la ce mă refer. Faptul că Vâlcica nu-i prinsă și alte zone unde, da, unde sunt case noi. De exemplu, acolo pe Vâlcica, dacă știți foarte bine că na, toți am avut campanie, sunt niște case de invidiat. Și mi se pare normal și logic să aibă și ei acces la case. Păi eu cred că e cel mai măsus. Eu așa cred. Având în vedere că există urgență, extindere se pot face și de privat și de... Păi și acum de ce facem mai bine Vâlcica? Fiindcă așa au fost prins în documentare. Anticorpuri. Așa au fost în documentare. Așa au fost în documentare. Așa că inițială, care e inițială? Cum? Așa au fost documentația asta de când e? Domnul Radu, așa au fost prins în documentație, pe considerentul că se făcea usul hodolul cumva, bucla de la pătrâni, despre care vorbim de 1950. Așa au fost prins cu ramura aia care se zepa la nerea. Documentația asta e făcut de domnul Cotovar, nu? Da. Da. Domnul Cotovar că a făcut documentația asta, studiul să se dea. Nu prins loc că... Deci Vâlcica, Vâlcica nu este prins nimic. Dar nu e o problemă. Dar vă discutam eu. Și mai sunt zonii Măgura, care tot așa sunt făcute. Lipsă. Dar întrebarea domnului Conor, nu spune să pot face sine, să pot face domnul. Să pot face domnul. Da, da, sau de către Consiliul Local. Să pot face domnul. Da, dar trebuie refăcută documentația. Nu trebuie refăcută domnul. Păi dar spune că așa e în documentație, de-aia facem acum. Ce-a fost prins, o prins. E prins. Ce să vă face că domnul? Să face proiecte, să face proiecte, să face extindere. Altul proiect, altă documentație. Alți bani. Deci pentru proiectul pe care, pentru o parte din proiect pe care eu am am avut-o la dumneavoastră acolo, supus avizării, susținerea lui este 65.000, deci partează. Pe ce vom face pe Vâlcica, la fel vor veni cu cofinanțare. Mai nou, acum, din septembrie, ANR-ul obligă de orgazul să susțină, așa prăjește, să susțină o parte din, din cheltuiala cu... Înțeles, domnule. Eu întreb clar. Pe Vâlcica. Da. Avem vreun proiect sau vreun proiect de zavitate? Nu. Nu, doamne. Deci, zona aia nu face parte din statul sănătății. Așa cum face. Deci, face parte, o să o facem în etapa a doua. Cheltuieli nu sunt mari, vă dați seama dacă un kilometru acum stau și întreb. N-am văzut proiectul făcut de domnul Petrovaru. Sau ce a făcut domnul Petrovaru? Spune. În zona, în satul de alun mare. Turii trece țeala de ales. Poate trece prin alun mare. Nu trece. Nu interesează treaba. Nu trece. Nu trece. Nu trece. Nu trece. Dar sunt vecini care poate nu trec, nu? Posibil? Posibil, așa. Și de ce? Depinde de fondul primăriei, așa, dar și păi nu... Păi de ce fac primăria așa și nu vrea să facă cu drept? Toți că... oamenii din satul de Alumare sau din Soldor ar trebui să fie egal, cu șanse, nu? Să avem aceeași opțiuni. Vă dau un exemplu. Că s-o tras doar să pună la s-o tras doar arterea principală. Dar așa au fost. Păi s-o trebuie. Și domnul și s-au extins. Care mai de care? După... Și o să stea aia din Vâlcica, cred că e de vreo 20 de ani, cum o stat cetățenii din zona Vâlcica, satului Soldo, pentru că mai stea 20 de ani, cum am stat și ceilalți din satul ăsta, din satul 20 de ani. Că s-a tras în Măgura și după 20 de ani, nu știu dacă vă avea și dacă îi dau bani. Acum, dumneavoastră știți că Vâlcica, satul de Alu Mare, nu are licență. Deci nu, nu are de asta, nu s-a putut face să se acolo. Domnul primar, de 2 ani de servicii, spuneți că faceți ceva, domnule. Păi facem ceva, e depus, domnul Radu. Pentru prima dată, cred că chiar s-au făcut ceva. E depusă documentația la ANRE pentru scoaterea la licitații. Delgazul își dă oricum acordul pentru că operează pe 3 sferturi din Măgura. Deci nu e o problemă. Eu zic că în viitor apropiat vom avea extindere, atenție, extinderea licenței pe dealul Mare și Prihan. Nu o licență nouă, nu e mare diferență. Bănuiți. Nu bănuiesc, e pus documentația, adică certitudine, ce vreți să vă spun, am da, spus, da, spus ceva? Domnul Radu, la NRE te duci, de cine spune, duci la NRE și o vorbi cu Fănică sau cu Pasilică, spune povești. Ai depus o aștept să-ți dea răspunsul, domnule. Păi și avem ceva clar, concret? Domnule, clar, concret este că am depus documentația acolo. Păi ce să spuneți că o să fie bine? Păi dacă aveam, vă spunea domnul Radu. Păi spune domnul primar că o să fie clar. Domnul Radu, diferența este următoarea.
vorbim de faptul că s-a depus, față de faptul că nu s-a depus niciodată. Nu, acum am depus un AMD, este certitudine, vom avea, există de recepție. Sau nu, eu știu, competența spune. Nu știu. Acum poate să vină AMD, eu să spun, domnule, la dealul mare, pentru că domnul Radu, nu face chestiune din gază. Acum nu bineînțeles. Poate că așa vrea primarul. Nu, doamne, nu spuneți așa ceva. Poate l-a făcut intenționat, domnule. Pentru mine și pentru dumneavoastră și pentru toți cetățenii de față, eu cred că cetățenii comunii, mă vreau să sunt într-adevăr egal. Faptul că... Păi nu prea sunt egal. Eu văd aici schița. Poate să fie un aibă, nu sunt egal. Nu sunt egal. Ori să fie și dumneavoastră egal. Ori să fie și dumneavoastră egal. Păi ce? Dumneavoastră 20 de ani? Nu vise 20 de ani, în următoare. Cam așa sunt. Haideți vă spun. Haideți să ducem la urmă și discuția asta. Hai să încheiem dialogul. Hai dați un răspuns, vorbesc câte unul. Ducem la desfășit discuția asta. Asta e varianta de proiect prezentată. Rămâne că ar vrea să aprobă asta unul. Domnul Peșca? După. Suntem puțin local, putem dezbate proiectele și trebuie să găsim cea mai bună variantă pentru Comuna Măzura, nu pentru Delgaz, nu pentru nimeni altcineva. 65.400 din 151.900 înseamnă 26%. Acum profit și eu de faptul că e Sorin aici de față cu noi și vreau să te întreb. Sorin, crezi că e vreo variantă să obținem o finanțare mai bună de la Delgaz? Păi atâta timp cât licitația va fi, poate să devină și 40% contribuție. Dacă licitația va fi de 1.100.000, facem un calcul scurs să vezi cât... Aha, că de asta am și calculat la 251.100. Atâta ori estimat, e valoarea proiectului. Dar la licitație, scoțând lucrarea fisea, poate să fie 1.100.000, poate să fie 2, poate să fie 1.600.000. Din care să scade 5.600.000. Suma rămâne constantă, 65.000. Domnul Ierșu. Stați un pic anotat. Dar trebuie să doriți să faci conversații, nu se domn președinte, vorbesc pe subiect. A ieșit un test de 161 de lei pe metru linear. Și de asta, ceea ce mi se pare cam mare la toată, dar dacă zici că în momentul în care se depune la licitație... Oare sigurat să vă duc obiectori, dar vor încerca să iau faci și partea asta. Bine, mulțumesc. Domnul Ierușcă. Ia să întreb domnul primar dacă are habar la noi în Comuna Măgura s-a tras gaz un kilometru 250 cu zero costuri pentru primăria Măgura. Știți de lucrul ăsta? N-am habar, cum spuneți dumneavoastră, cu zero lei și zero bani să tragă gaz în Comuna Măgura sau într-o altă parte. Partea primării și eu vreau. Eu asta am și specificat. Există un precedent, cât ați vă dau un exemplu la Metalbac, s-au implicat două persoane, trei persoane de acolo din zonă și au convins EON-ul, fost Delgaz, fost pe EON, să investească și să tragă rețeaua de gaz pe banii EON-ului. Eu cheltuiesc doar 5-6.000 de lei proiectare. În rest, toată finanțarea a fi pe sarcina EON-ului. Dacă există precedentul ăsta în Comuna Măgura, eu zic că îl putem aplica și noi. Și ăsta e primul punct. Al doilea punct, aș vrea să susțin că este corect față de ceilor din Vâlcere, că și ei trebuie să beneficieze de gaz. Dacă tot vorbim de satul Socotol și punctăm că am tras gaz în satul Socotol, păi să tragem în satul Socotol, am cu steluță la Vâlcere. Eu zic că toți sunt egali în fața costului local. Pe la treilea lucru, că s-a pus în problemă în discuții licitația, mi-aș dori, domn primar, să fie o licitație în care să nu fie dată atribuită pe direct și să fie cu o licitație liberată în care să mai poate scădea prețul. Atunci primăria să vedească mai puțin bani. Că, sincer, dacă văd că e 250.000 valoarea proiectului și tot cu atâta este și atribuită, s-ar putea să fie zic în primăria. Nu o să vedeți așa. Este până pragul de 100.000 conform legii, iar acordurile minerii și-au luat deja licența de execuții. Domnul președinte, s-a sfârșit la cuvânt, dar nu Și la primăria Măgura, ca în toate primăriile din țara asta, activitatea de achiziții se desfășoară în mod legal. Adică nu vor fi atribuite așa cum vreți insinuat, mi-ați arătat aici, va fi dată cuiva anume, nu.
Este o legislație în baza căruia să atribui contracte de lucrări sau servicii, domnul Bogdan. Domnul Bogdan, când am dat pe studiul de fezabilitate 30.000 de lei, ne-ați spus că cu siguranță la licitație se va da mai puțin. Mă, fix, chiar 30.000 costau studiul de fezabilitate. Și atunci, de asta am ridicat această problemă din timp. Și ne trezim atunci când s-a atribuit lucrarea, că s-a aprobat la virgulă exact câți bani erau alocați. La asta mă refer. V-am înțeles, domnul Talat. Vă refer, vor fi proceduri de achiziții conform legii, da? O zis, domnul Talat. Hai. Mulțumesc. În primul rând, vorbim aici, dacă nu mă înșel, și vă rog să mă răspundeți. Vorbim de este un studiu făcut din mult, da? Da. Domnul Sorinte. Nu, domnule, e actualizat, când din mult? E acum actualizat. Da, dar dacă este actualizat, de ce n-ați prins? De ce n-ați prins? Nu începe, dacă l-ați actualizat. Vorbim de... Deci nu n-ați prins-o. Doamne, vă pot da un răspuns flash obiectiv, dacă vreți că doamne. Pentru că studiu... Pentru că studiu... Vorbim de fază de studiu. Studiul a fost făcut pentru întreaga comună Măgura, da? Când a fost făcut? Așteptați un pic. Deci, Dealul Mare, Trihan, Socolos, prima dată, da? Și se presupunea, așa cum a descris profesorul Radu, că de acolo va veni conducta de la Pădurei. Așa a fost făcut studiul prima dată. Suntem în faza documentației aprobate de EON. Acum ce vreți să refuzăm? Nu refuzăm, domnule. Avem sume aici aprinse, avem tot ce este necesar. Suntem în faza de atribuire a documentației și execuției. Ne oprim? Iar Radu a spus clar pe românești, domnule. Ăsta e studiul de anul acesta sau de acum 7 ani? E studiul de acum 7 ani actualizat acum. Păi ce o să ne mai zis aici? Ce trebuie? Dar dumneavoastră nu știți ce ați aprobat? Doar au fost niște de Consiliul Local. Ce am aprobat? Cum? Aprobare de actualizare? Studiul, nu? Domnul primar, dumneavoastră, mai multe lucruri s-a aprobat printre care și chestii care nu erau legale. Serios? Da, da. Niciunul ați contestat. Ajungem la diverse. Niciunul ați contestat. N-am terminat, domnul. Deci, dacă acest studiu a fost dat acum nu știu câți ani, vă rog să țineți cont că Comuna Măgura s-a dezvoltat. Adică nu mai poți să iei acum 7 ani, s-a făcut de acum 7 ani, s-au făcut 3.000 de case noi. Adică, conducte de gaz, probabil în acel studiu, eu nu cred că... E calculată pentru exact ce exact. Da? Da. Vă bun. Și atunci, dacă tot am făcut acest efort, de ce n-am prins bolții? Asta e întrebarea. Deci că nu au fost nimic. Că să mai facem alt proiect, alt bani, altă că fiecare. Bun. Domnul Radu. Da, era vorba de chestia asta, că dacă s-o electrizat, de ce s-o prins și zona Bălcii? A, era vorba că de ce se face și nu trebuie să fac. Tot eu? Domnul, exact trebuie de ce se face. Nu, dar nu trebuie să faci pe toți. Dacă ori nu pot să fac. Și știu că acum de 7 ani, 2010, am făcut un studiu. Da. Noi în 2016 l-am reactualizat, da? Corect, da. În momentul când a fost reactualizat, o altă sumă, deci știu sigur că în 2010 a costat o sumă și acum de vreo 4 ori. Reactualizarea asta, nu știu dacă a fost de 4 ori volumul de muncă, în reactualizare, rămâne pe aceleași schițe, aceleași desene, aceleași chestii și costă de 4 ori mai mult. Asta e altă discuție. Vă gândesc că ar fi trebuit ca să prind în toate zonele. Nu neapărat zona Bălcite, din satul Soodor. Sunt sigur că și în Dealul Mare sunt zone care nu sunt frizi. Dumneavoastră, trebuie să înțelegi un singur lucru. Vorbim din un studiu făcut acum 7 ani, cum sunt deasupra costurile de atunci, la care nu au fost prevăzute avizii, niciun fel de avizii. Acum s-au scos, s-au alocat bani, inclusiv pentru scoaterea regiunilor, care nu sunt deloc ieftini. De la drumuri naționale, de la drumuri județene, de la mediul de pisică, sume mari. Deci la drumuri naționale, sume considerabile. Chiar dacă avem o porțiune foarte mică și cu subtraversarea la Dealul Mare. Deci e prins toate cheltuielile pentru... Eu pentru depunerea la linie. Și voi să fiu un pic așa... De. Să nu mă încred în ceea ce spune dați. Păi, treaba, vrea să cheltuiți bani, se torne la părinte. Sigur. Și mai devreme, Berușcă spunea că să fim atenți când vă face licitații. Eu am fost atent la câteva licitații. Așa. Și am văzut că exact cum care a fost prins în proiect, asta a fost cheltuială. La camere la vedere, ar prevăzut 50.000 lei, 50.000 tamar au fost cheltuială. Domnul Radu. Din măcar nu le-au mai puțin. Domnul
Vreau să vă spun că au fost competitori care au venit cu 28.000 de euro, care au venit cu sume cu mult mai mari de sumă. Eu am cerut materialul și acum nu vreau să vă fac. Și nu v-a fost Ați citit toate ofertele de pâine? Aveți serviciul de achiziție care Domnule, dați-mi voie să vă explic eu acum. Serviciul de achiziție care tot îl susține, nu cred că își face treaba cu dreptul. Dacă ar fi atent și ați văzut și ați citit ofertele făcute de Chirot, nu se referă deloc la ceea ce s-au construit în Măgura prin cameră. Sunt trei oferte din care numai una se referă exact la ceea ce se întâmplă. Celalte două sunt de stat, de pe altul normal că poate costi mult mai mult, dar dacă se referea clar la numărul de cameră, la numărul ce se întâmplă, ce sunt, ce s-au cheltuit pentru ce s-au cheltuit Măgura, Hai să ne facem la proiectul ăsta. Fiind așa de mare, 500 s-ar putea costa studiul ăsta, având în vedere 400 și ceva de mii, având în vedere că e drum județean, tot traseul de aici și domnul până la dar știți cât o costa studiul inițial? Domnul primar, poate să ne spun. Știți? Domnul 400, 400... Studiul inițial, domnul. Care e studiul? De la cât o costa studiul? 10.000, da, știu, 10.000. Și acum cât costă? Păi eu v-am spus un... Să aducem, de exemplu, proiectul vechi, așa, să vedem că, de exemplu, nu este același proiect care discutăm acum. Să vedem dacă diametrul țevii sau conductii de gaz nu e la fel. Pentru că dacă acum 7 ani era de 0,32, acum trebuie să fie de 0,64. Am dat un exemplu. Domnul adică, Carol, tocmai de aia ne-am adresat unui film de specialitate. Care să calculeze. Adică dacă, dumneavoastră, dacă consideră că țeava trebuie să fie de 200 pe soldon sau de 300, asta nu înseamnă că părerea mea este una avizată. Domnul primar, vorbim cu un specialist. Nu, vorbim. De asta am făcut contract cu un specialist. Ca să fac un proiect cu spune exact ce presupune, domnule. Vorbesc când vineți cu un proiect să-l votăm. Da. Să puneți toate hârtiile în spate. Uitați, asta e proiectul vechi, asta e proiectul actualizat. Uitați-vă, aici s-a făcut diferențe. În loc de șanse de 3 metri, s-a făcut 3,50 metri. În loc de țeavă diametru atât, asta e. Ca să, da, asta da, măcar da, să votăm în conștiință de cauză și să vedem că omul ăla nu ne-ar lua deci, bani. Dacă dați-mi voie să termin. Dacă vreau să considerați că cea mai prea nu o să votați, nu știu ce să votați. Dați-mi voie să termin. Adică, trebuie să votăm în conștiință de cauză. Bineînțeles că o să votăm acest proiect. Dar de ce să votez? Acum și pe aia, Bradea, vedem că după 2 ani sau 3 ani, că nu mai e alt proiect, alți bani, altă distracție. Spune asta e bun. Mulțumesc. Da. Deci, referitor la proiect. Proiectul a fost făcut în 99, deci a fost și țeava adusă tot. Era de 100. Acum, din proiectul actual, reactualizat, este din 90. Deci aici am văzut. În mare. O scăzut. În discuții, când s-au făcut... Nu discută nimeni, discut eu. Deocamdată, după aia, iar fiși care... Da. Deci, și tehnic nu-i nimeni. Aici tot sunt tehnici. De 100, da? Da, au fost 100. Apropo la ceea ce discut. Când s-au luat în considerație ca să facă alimentarea cu gaz pe satul Sovodol și Crihan, au spus că presiunea pe foarte mic ca să racordeze din Măgura și atunci au spus că vor face o buclă din Pădureni, pentru că acolo este sursă mult mai puternică, ca să aducă pe partea cealaltă și să crească și presiunea din Măgura. Dar noi acum, angajându-ne ca să luăm și alți consumatori pe o conductă subdimensionată față de ceea ce normal ar fi trebuit, nu știu de cât partea tehnică ar fi trebuit ca să ne dea un răspuns clar și obiectiv. Iar referitor la Bălcică era normal, dacă ne apucăm pentru un sat. Și legea spune, dacă e un sat și aparține acelor sat, trebuie să faci tot ce aparține satului respectiv.
primar. Trebuie să faceți din asta dacă te poate. Nu să... Deci, eu am făcut cât am putut și mi s-a spus, am spus că trebuie să fac și Sodoro și Crian. Deci nu puteam ca să fac numai una. Și am spus-o de repetate rânduri, iar referitor că este, la, este licență pe statul Sodor, au fost atâtea discuții și au spus toți că nu este. Am fost cu Sorin la domnul... Domnul primar, aveți dreptate. Deci, dealul mare atunci, ghiriu ce am acum, atât de setat în cea costul ăla de dreapta și așa. Ei, au fost, au fost discuții, deci cam atât au am avut discuții. Am spus ceea ce normal am crezut și am zis că este păcat că nu ne ducem pe toată suprafața. Da? Asta e. Că după aia se va face greu, să știți extinderea. Domnul Cristal, ani spune, n-aș vrea să duce discuția asta. Acum ce vreau să vă spun? Noi am făcut primatul un studiu pentru obținerea licenței pe Sodor, Crian și Dealul Mare. Și este exact ceea ce spuneți dumneavoastră, dar dați-o acolo, chiar vreți să dezvoltăm la mine spus. Da, am terminat. Domnul Dăstărescu... Sunt era pregătut pentru extindere, era bucla de la pădure, care venea da, sus pe acolo. Așa era normal da. Partea tehnică. Să terminați subiectul, s-au luat în calcul că conducta de pe mă e subvenționată, să știți. Da. Păi da, și ce-am spus? Proiectantul a calculat o conductă mai mare, în diametru, ca să deservească toată comuna Mămură, ca să nu mai implice costul pe primărie. Că altfel de ani stași la primărie și redimensionează conducta principală. Și atunci s-a luat un calcul de către proiectant, să o dimensioneze mult mai mare de la pădure, ca să egalizeze presiunea și să facă față... Aia când va fi, noi acum, vorbim pentru viitor. Acum, domnul primar, ți-i spunea domnul tău. Păi acum ne duce cu masă o urmă. Da, s-o prins în proiect, conducta e prinsă, dimensionată cum trebuie, ca să știți. Când se va ocupa cu aia, pe când nu vom avea licența pictură, va fi mai ocupat. Dacă ea face față de 63, au pus-o de 110. Da, deocamdată noi vom fi afectați, până când se va aduce conducta din pădure. Ce am discutat la început, deci s-a deverește. Deocamdată nu suntem afectați. Nu suntem nici cu nefăcută. Păi și când o fi făcut? Bun fi. Sub la dimensionată, nu am spus la președinte. Eu sunt vreau ca să trec la vot. Dar... Hai, vă de două ori, Hai, nu spune proiectat, n-au să fie. Păi nu spun, e de romani. După aia, iar, domnule, nu duci Vâlcica, rămâne aia inima lui. Păi și ce să facem? Să nu mai tragi un Vâlcic? Păi nu, de ce n-ați luat în capul de când astăzi aprobăm, trebuia să fie aprobat și pentru Vâlcica, Sorin, la asta mă refer. Păi da, mi-am omit, că de dacă alții beneficiază și alții nu... Oameni buni, aveți la Profesor acordat la sistemul de care domnul beneficiat. Domnul Vale, de exemplu, la mine. Acest studiu a fost făcut pentru obținerea licenței, domnul Berușcă. Obținerea licenței presupunea realizarea infrastructurii de la Pădurin care să susțină presiunea conducte. Nici nu prevedea măcar să facem extindere pe Sodor. Avem studiul ăsta cu țeava asta, ne-a apucat el sau nu. Adică trece la proiectare și la execuții. O să facem un planul B, după aia o să facem și Vâlcica. Credeți că cum să fie prins în Vâlcica dacă studiul era făcut pentru obținerea licenței? Ăsta, domn primar. Era făcut pentru obținerea licenței, domnule. Nu vă rog, pentru noi a fost o surpriză când Delgado... Haideți să facem un proiect care urmează prin din și pe aia și plecăm de aici. Păi, domnule, vă vreau să spuneți, nu, acum nu o să aprobăm proiectul și nu-i prins în Vâlcica, o să facem un proiect. Bă, domnule, haideți să vă aprobăm să facem iar aia, să prindem și Vâlcica. Deci chiar nu... Poate mandatul viitor. Da. Deci, mă repet, studiul a fost făcut pentru obținerea licenței. Pentru chestia asta, de extindere. Tocmai e să discută problema Vâlcicii. Păi Vâlcica face bani din Sohul. Da, dar până acum... Dar când era Vâlcica, era... Da, era dincolo, tocmai era. Deci nu era ce nu are. Domnul președinte, cu tot respectul, vă rog frumos să-mi dați voi să mai spun o singură. Hai, domnul Chichi. Deci, incontestabil, eu cel puțin și colegii mei vom aproba acest proiect de hotărâri. Nu discutăm pe tema asta. Dar mă deranjează foarte mult, domnule primar, în momentul în care duceți discuția pe un făgaș care nu e normal. Mă rog. Păi cum adică, ce facem? Să nu mai facem? Adică nu mai aruncați pisica la noi, la consilier. V-am mai rugat de nu știu câte ori. Ne puneți în fața faptului împlinit. În mod normal, dacă ar fi să o luăm
logic, noi trebuia să nu abrăm acest proiect, pentru că Vâlcica este tot din Sohodol. Dar, vedeți, ne puneți în fața faptului, noi trebuie să-l aprobăm. Că după aia o să ne popularizați pe Facebook, consilierii n-au votat gaz pentru Sohodol. Și o să ne mânjiți și o să ne zugrăviți, de nu ne feriem. S-a mai întâmplat, s-a mai întâmplat în prima oară. Două vorbe este de lucru. Atât am terminat, domnul președinte. Am făcut un studiu, pe care l-am reactualizat, care pentru ce l-a făcut domnul Arăt? Pentru obținerea licenței. Da? Clar. Pentru obținerea licenței de executantul un pic. El prevedea cum va fi infrastructura. Vom veni de la Pătureni ca să mărim mai. Dar nu prevedea extinderea, omul nu s-a gândit cum o să faci. Acum de gazul vine și spune, domnule, având în vedere că aveți pe Sohodol licență, pentru bucata asta de conductă puteți trece la execuție. Eu acum să spun, nu vreau, domnule. Haideți să vă mai dau așa. Ce să fac? Să fac apalatic? Să spun, nu, domnule, eu vreau 5 km 800 de asfalt, nu vreau 3 km 500, chiar dacă îmi dai bani. Vreau 5 800. Am certitudinea mână. Tu vreau să spun, mă, hai ca să nu vorbim în noi. Ca să înțelegeți despre ce. Poți să execuție, eu spun, nu vreau. Vreau să faci acum... Eu nu fac nimic. Facem o paralelă. Dar vrei să-ți construiești o casă. Da? Vrei să-ți construiești o casă. Și vrei să-ți așa ai proiectul următoare inițial, fără baie, fără toaletă. Și normal, ar trebui ca la anul care se întâmplă, trebuie să faci toaletă. Dar matare nu mai face un proiect extinde proiect ca să-ți faci toaleta. O face așa, fără baie ca e normal. Hai ca să-l faci paralel, da? Paladin, nici nu o zici, nici e vinovat paladin și nu. Pentru că a fost vorba de finanțare. Hai, nu vorbim despre bani. Hai, vorbim de oportunitatea celor din Sohodol ca să beneficieze la fel. Finanțare, da, da, mă rog, poate e nebunul avea rost să faci despre, dar ce ar trebui să facă? Adică, eu știu că la un moment dat, cineva a venit și a propus, domnule, este posibilitatea să fie finanțată asfaltarea comunii Măgru. Vrei 3.520, că atât ai în buget, ai în libertate, în comun? Dar noi vrei, vrei, să problema de bani în momentul ăsta? Vorbim de bani? Bani sunt, bă. Vorbim de bani, bă, dacă îi vorbim, hai și tu, bă, bă, frate, una la jumătate, îi rămân bani. Puneți așa, de aia e față, nu? Nu mai duce. Așa am justificat dumneavoastră situația de față. Nu, domnule. N-avem bani. Nu, domnule, avem bani. Și păi trebuie să mai execute. Doar ce este de exact. Domnul Radu, se vede clar că nu sunteți... Ori nu sunteți în cunoștințări. Cauzi, ori vreți să duci discuția pe un făcut și care pătrește. Nu, 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 da, domne, hai ca să încheiem cu deci eu vreau să spun clar. Hai ca să o conductă pe care pe locul. Există posibilitatea lui Iară să faci un proiect și pentru... Sigur se poate faci să mergi cu totul la dată? Nu. Nu, nu, nu. Deci la execuții poate să iau asfaltul. Vrei să vă plătea asfaltul, ce să... Deci asta este marea greșeală. Haideți ca să încheiem. Da? Deci, îl supunem spre aprobare. Președinte, vreau să mai zic și eu ceva. Hai să nu spuneți încă o dată, dar o dată, de două ori. Toți iar de câte două, trei ori. Nu se poate, așa o ședință. Hai, luați ultima dată. Sunt de părere că trebuie să aprobăm proiectul ăsta, pentru care nu se face nimic, sărim toți la gâtul primarului de ce nu se face. Acum, dacă vine cu un proiect de extindere de rețea de gaze naturale în satul Sohodol, de ce nu se prinde și altă zonă? Haideți să prindem satul Sohodol și vedem după aceea ce facem cu extinderea. Însă, aș avea și o rugăminte. Dacă tot noi, Consiliul Local, dăm 40 ceva de mii pe un studiu, să vină specialistul să prezinte în Consiliul Local. Atât. Ca să avem și noi un specialist în cadrul ședinței, căruia să-i punem întrebări legate de proiectul respectiv. Până la urmă ne interesează pe toți. Mulțumesc! Bun. Deci s-au încheiat discuțiile, îl supunem aprobării proiectului în măsura în care o pot prezenta. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Da? Vă rămas o rămână, stai. Deci, în unanimitate de voturi, proiectul a fost votat. Trecem la proiectul numărul 4. Privind aprobarea acțiunilor de servicii de consultanță pentru întocmirea documentației de atribuire
și asigurare consultanță pentru evaluare oferte. Modernizarea sistemului de iluminat public și optimizarea consumului de energie electrică a sistemului de iluminat public strada. Deci asta a fost proiectul de hotărâre care a fost făcut de domnul Traistaru, cu timpul și că a fost primar. Să nu pot fi, să nu fiu de acord. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță pentru întocmirea documentației de atribuire, consultanță pentru evaluare oferte și implementare la investiția modernizarea sistemului de iluminat public și optimizarea consumului de energie electrică a sistemului de iluminat public stradal în Comuna Măgura. Deci, de la discuții, vreau să citesc integralitatea de proiectul. Domnul Radu, domnul Talal. Proiectul ăsta, ce de proiectul la un studiu care l-a prezentat cineva în Consiliu. Da. 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 O fost de două ori. O fost o dată când am fost eu și o dată când acum ulterior am trecut. E vorba de consultanță la studiul făcut de respectivi? Deci e vorba de consultanță efectiv la ofertare, la tot ce presupune achiziția, scoatere la licitații, întocmirea documentației, căi de sarcini, tot ce presupune ducerea la îndeplinire și consultanță la implementare, deci la îndeplinirea acestui proiect. Pe care la vreme ceva vreme e aprobat, cred că din noiembrie 2016. Cât dacă vi se reprezintă asta procentualul față de spălarea proiectului? Nu știu, 3-4 astea, nu știu, aici ar trebui să fie. Nu știu, s-a mai luat o discuție dată hotărâri de genul ăsta în Consiliu? Proiectul s-a discutat în 2016. Proiectul, doamne, vorbim de consultanță. Consultanță. A, mai discutat niciodată, e prima dată când spune. Am avut o hotărâre de Consiliu privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate. Până acum am avut o hotărâre. O fost o prezentare de cineva. Avea hotărârea numărul 81-24-11-2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ai obiectivului de investiții, modernizarea sistemului de iluminat public și optimizarea consumului de energie electrică, a sistemului de iluminat public stradal cu un om. Da. Deci avem un proiect de hotărâri, deci este normal și vrem să primul costul ca care să ne ia, să ne ghideze, să spună, faceți asta, faceți asta, să acum ați luat și făcut domnul. Că avem o grămadă de proiecte de pus. Da, vorbim de complexitatea proiectului. E vorba de sume destul de mari. Dacă ne uităm aici, cred că e vorba de 451.000 fără TVA, domnul Adolf. Nu pot să mă... 100.000 de euro. Adică să te apuci așa, să faci un singur o licitație de asta, să iei studii complexe și atunci ai zis că este nevoie de un consultant. Unul care să, și de specialitate, să ne lămurească exact, să ne ghideze cum e de făcut ca să ieșim la rima cu treaba asta. Spun și vedem pus în practică. Și le-ați găsit? Nu am căutat, dar nu multe. Deocamdată nu. În ce costă consultantul, domnul primar? Ce să-i fac? Domnul Berș, luați, adică vă scrieți la cuvânt? Da, m-am scris. Deci, domnul Radu, domnul Talal, vă scrieți? Vă scuzați, dar mă scriu. Da, bine. Deci, ca să știm, vorbim exact conform legii. Trebuie și din conținutul proiectului. Se autobă achiziții de consultanță pentru întocmirea documentației de atribuire, consultanță pentru evaluare oferte și implementarea investiției. Deci tot ceea ce presupună, da. Ducerea exact cu consultanță. Nu pot să vorbesc după aceste termeni. Deci nu intrați unul pe seama. Autorii. Da, mulțumesc. Domnul Talal. Domnul președinte, estimați colegi, știți, sistemul ăsta de iluminat e o chestie așa, e un sac fără fund. Câți bani am băgat și câți bani... Deci în fiecare an, dacă vă uitați, am o parte din facturi care am făcut o cerere și mi-a dat doamna președintă. S-au schimbat exact ca la scrisoare pierdută. Mă refer la becuri. Unul la primărie, unul la tare. Deci exact ca la o scrisoare pierdută. Adică... Dacă mergem și numărăm becurile, cred că durata de viață a becurilor, cred că cu două zile. Din trei în trei luni, fac alți bani, altă distracție la becuri. Acum vedem,
După ce am venit un domn, nu știu, care și a făcut un studiu. Da? A venit un domn cu un studiu, noi mergem și spun. Am ce? Eu cred că a spus că este atunci când l-ați prezentat, că este specialist și nu poate să chestia asta. Dar ar trebui să omul ăla care a început să ducă la capăt ce a început. Fiecare zi. Domnul Bielușcă, domnul care a început sau domnul care va veni. Dumneavoastră a presupus. Nu facem dialog. Discutăm fiecare la timpul când ia cuvânt. Asta presupune să participați. Și domnul, și domnul, și doamne, oricine dorește și are o firmă abilitată, acreditată. Deci să scrii, doar nu facem aici atribuiri directe, eu știu, cuiva sau pe anumite criterii. Sunt criterii stabilite de legi, de legislații. Domnul Berușa? Vreau să-l vedeți, domnul primar, dacă tot vreau. Acum o lună și dumneavoastră, doamne secretar, le-am adresat o rugăminte să îmi prezint în deviza alumnatului public plus componența comisiei care fac parte și la ședința trecută, domnul primar, uitați, mi-a zis că o rezolv, sper, și în cadrul trei puncte care le solicitasem și le discutăm la diverse, că nu fac obiectul discuției. Dar mai întâi, domnul primar, când dumneavoastră face achiziția unui alt produs, nu știu cum a fost, de exemplu, stați de o idee, stați pe autobus sau alte contracte, ați contractat firme exterioare care să vă consilieze departamentul de achiziții. Sau, de exemplu, eu știu că ăsta, caietul de sarcini este în sarcina instituției primăriei, nu? Dacă este în sarcina primăriei, nu putem da cuiva exterior, că dacă îl dă cuiva exterior, atunci transpiră informația și poate face ce trebuie. Eu vă sfătuiesc și o lăsați în sarcina primăriei, pentru că eu sunt fel pozis că există persoane competente în cadrul primăriei care se poate să facă lucrul ăsta. Și nu cred că este nevoie de cineva din exterior, părerea mea. Și dacă tot vorbim de studiul de fezabilitate, cu colegii se întreabă, domnul care a făcut studiul de fezabilitate s-a aflat aici în sală. Bun. Chiar tot dumneavoastră, domnul Bogdan, mai de acolo. Domnul, dacă vrei să... Da. Dacă vrei să-l ascultăm, nu ascultăm. Da. Stimați membri ai Consiliului Local, noi am fost prima care a făcut studiul de fezabilitate. În noiembrie anul trecut, l-am și prezentat în fața dumneavoastră. Eu, unul personal, din povestea asta cu iluminatul comună, mă gura, nu înțeleg nimic. Și să vă spun, încep punctual, enumer câteva chestii. Deci l-am prezentat în luna noiembrie. În luna februarie 2017, am prezentat domnului primar oportunitatea depunerii acestui proiect de reabilitare prin finanțare pe rendele bune. Am prezentat chestia asta. Ne-am oferit să facem gratuit această documentație. Ne-am oferit ca studiul de fezabilitate al acestei investiții potențial finanțată pe PNDR 2 să fie 0 lei. Ne-am oferit la cele mai mici standarde de cost, pentru că poate nu știți, dar legea funcționează după standarde de cost. Eu când am avut zeci de mii de roni pe studiul de fezabilitate, o iau razna, pentru că este mai mult și la vine o dată curtea de conturi, poate să întrebi de ce s-o cheltui peste standardul de cost. El este bine delimitat, 2, 3, 4, 5%. Acest deviz pe care l-am aici, vedeți, este semnal de primăria Măgurii. Și este împreună cu un proiect de hotărâre care trebuia să ajungă la dumneavoastră. Nu a ajuns. Nu a ajuns și nici l-ați depus. Comuna Măgura nu a depus pe PNDR. Acest proiect de iluminat. Deși, dacă se vedea, se putea face 18.800 din partea primăriei cu două TVA. Deci 15.000 ar fi costat primăria dacă s-a ocupat pe PNDL 2. Urmează PNDL 3. Probabil nici pe PNDL 3 nu o să se depună. Și atunci, frustrarea mea este că îngrămădim să cheltuim și așa puțini bani ai comunii pe lucruri care, din punctul meu de vedere, se pot găsi și alte oportunități de finanțare. Prin acel studiu de fezabilitate, ți-e foarte bine că am propus ca iluminatul comunal Măgura să facă și să plătească în 3, 4, 5 ani din eficiență, adică un 5.000 de lei pe lună, un 3.000 de lei pe lună. Nici așa nu se poate. Trebuie să inventăm un consultant ca să-i aruncăm niște bani, ca să, dacă ăla face vă o prostie și dă vă o gomănie, dom'le, nu am știut, noi nu am făcut consultantul, mă înțelegeți? Sper să nu fie dat moșneagul de la Iași? Sper să nu fie că le-am numai cu miliarde și ceva, câte un proiect. Și o să rog consilierii noastre. Și vedeți cât se cheltuie pe studii de fezabilitate sau cât ați cheltuit Consiliul Local pe studii de fezabilitate pe acest PNDL-ul. Adică oferta noastră cu 0 lei pe fezabilitate și cu 15.000 nu era bună, dar spunea, nu, dar poșneacu cum e
miliarde. Bineînțeles că nu-i bună, domnule. Bineînțeles că aia zero lei nu-i bună. O să trag o fabă? Domnul... Nu trag și eu. Numai, ia, luați cuvântul, luați cuvântul fiecare. Bă, scrieți la cuvânt. Nu mă mai înscriu deloc. Deci, degeaba mă înscriu. Trec aici. Deci, au propus inclusiv variantul unui parc material public privat. Deci, aparțin acestui comunic. Am un pământ, am și o căsuță, vreau să mă mut. Da, m-aș muta. Dar mă mut acum, după ce mă mut la bate domnul Dăscălescu, mă mut și candidez. Apropo, aveți buletin vreo? Ca mulți de aici, ca, de exemplu, ca zona Metalbacului, care sunt doar 23 săraci, n-am buletin. Arată dumneavoastră, sunt locuitori al comunului, dar Nu, nu, dacă domnul Chitiz a luat un tablou. Nu, dar după ce înțeles. Vă rog. Da. Deci, domnul Chitiz... Deci, din punct de vedere, alte persoane și-au mers la societate, ne-am oferit disponibilitate. Atât de a identifica oportunități de finanțare, avantajează pentru comună și nu să se dea pe direct sau nu știu ce. Nu, să fie să ne propun Consiliului și de ce e Consiliul. Eu mi-am făcut datoria și vreau să mi-o fac în continuare să vin să propun soluții corecte. Nu noi putem să depunem asta și pot să fac asta pentru comunitate. Da? Cum la fel, de exemplu, nu mi se pare corect. Eu fac un becuri cu 12 lei, aceleași becuri pe care primăria îl gătește cu 60 de lei. Aceleași becuri, aceeași cutie, aceeași marcă, aceeași putere, aceeași dracuță de aceeași dulii. Mi le-am dat cu 12 lei pentru că vreau să fac ceva pentru comuna asta. Vorba domnului Tamar, nu-ți faci să cheltuim zeci de milioane și nu mai reabilităm. Am o mâini din corpul pistol, aduc mâini 500 și faci primăria și nu-i plătiți în 10 ani. Pot să fac chestia asta și vreau să fac pentru comunitate. Chitic, găsesc eu. Domnul Talal, acum aveți ca să nu-i nu domnul Talal, domnul Chitic, bunul simț și vă rog să mă iertați că spun așa, când vine un om la tine acasă, prima dată îl respecti. Acest domn care eu n-am fundalit, probabil discuții atunci așa, pentru că zic, da, cum poate să vină un om așa, mai să... Uite, domnul, n-am știut că dumnealui are teren aici, adică dacă el a venit să ne ajute, dacă el a venit să îi spună, doamne, sunt anumite oportunități. Îl aruncam cu noi, dacă dumnealui a venit aici și a prezentat. Becul costă 60 de lei, luam cu 15. Care este problema? Deci, haideți să fim puțin respectoși. Dacă a venit domnul, nu trebuie să aibă buletin din Măgura sau buletin din Sirea sau nu da? Mulțumesc. Domnul Bierușcă? Domnul Chitic? Este rușinos și vă spun cinstit că mi-e rușine și de operator, că nu pot să spun ce am pe creier. Mă abțin. Atâta vreau să vă spun. Se demonstrează încă o dată, domn primar, că ne țineți ascunse foarte multe chestii. Pe care le aflăm întâmplat. Ascuns, domnul. Da, domn primar. Domnul. Deci, asta e. Domnul. Nu mai vreau. Ce zonă în fața dumneavoastră cu asta de... Domnul Dăscălescu? Cu astfel de propuneri. Pentru că vorbim de suma considerabilă care trebuie în proiectul ăsta. 451.000. E varianta de licitație la care trebuie să mergem. La care noi nu avem oameni specializați în primărie. Nu am oameni aparatul propriu care să-și dea cu părerea vis-a-vis de ceea ce presupune instalarea unei lămpi în stâlp, de ce intensitate, sau de câți lume, sau de câți... Vă rog, v-am ascultat. Vorbim și studiu. Da? Deci eu nu am astfel de specialiști. Drept pentru care trebuie să apelezi la cineva. Care să facă un fel de stație cu lumea, să scoată la licitație, să urmărească licitația asta. Deci, despre ce vorbim? Despre asta vorbim, de fapt. Fugim de specialiști, dar de ce să mi-asum eu, ca primar sau angajații medicului, care nu sunt specialiști? Cred că eu pot să spun că pe strada, eu știu, drumul bisericii,
trebuie să dăm pe de nu știu care intensitate sau pe strada nu știu care. Vine un specialist care vă face un caiet de sarcină, vă face tot ce este necesar pentru școală la licitație. Și mă repet, deci achizițiile publice la Măgura, ei se fac conform legii, nu se dau, nu se atribui direct sau, eu știu, preferențial. Nu înțeleg ce domnul Marin nu-i supărat. Chiar ați făcut un studiu foarte bine, îl avem. Doamne să-l punem în practică. Unde-i problema? Păi, ca să răspund, de exemplu, să completez pe supărarea domnului Miță, dacă permiți să răspund și supărării domnului Miță. E supărat pe camerii Miță. Noi le-am făcut. Noi le-am făcut. Haideți să vă spun că este în camerilor vidă. Da, explicați. Da. În aprilie a venit pe ce? Și a spus, nu se poate face Măgura supraveghere pe fibră optică, pentru că PC-ul nu voastră în fibră optică. Așa a ajuns la noi discuția, domnule, ci cu PC-ul nu poate să tragă. Eu îl cunosc personal pe directorul pe România al PC-ului. Am făcut un memoriu, am întrebat de ce nu se poate, s-au putut. S-au dus 200.000 de euro investiți în Măgura, Măgura fibră. Da? De aici, din aprilie, din aprilie, contractul s-a semnat în septembrie. Da. Referitor la negocierea de oferte. Da. De ce o picat pe sumă? Pentru că unul avea 30.000, unul avea 90.000 și au venit niște proști noi cu 65.000. Domn primarul a luat pixul și o negociat. Și domn primarul a luat pixul și o negociat. Noi zic, vă dau 50. Da. Pentru că 15.000 erau exact profitul și indirect. Poate noi ne plictisim și plecăm acasă și nu mai facem. Ca să fac alții. Și a făcut o lambiță. Eu am remarcat atât. Vă spun prea cât. Deci eu nu mă ales. Să mai ales chiar vă rog. Da, și cu iluminatul am ieșit. Și cu deci era supărat pe domnul Rad. Mai vorbiți mai cu mine. Există studiul ăsta, că celelalte două oferte nu se referă deloc la cei... Păi, dar să vă spun de ce? Pentru că singura firmă care a vorbit cu aia de la OPC și a întrebat ce vor să facă ăia. Pentru că suntem singura firmă din județ care poate să facă și branșament. Pentru că fiind autorizat și cu lumina publică, avem și un contract cu EONU și facem branșamente. Și eram singurii care știam de unde e crucea măsii să alimentezi camere, să faci branșamente. Ceilalți dată, băieți, și le dau ofertele din birou. Eu n-am ce să le fac. Eu am clar că celelalte două oferte nu se referă deloc la ceea ce scrie. Domnule, deci până la urmă a făcut un grup bun pentru omul. Deci cât timp bun e extraordinar de bun. Să ne trebuia să fie atât cel care a făcut. Păi și ce ar trebui să o dau cu 30.000 de euro? Domn primar, celelalte două oferte nu sunt deloc din proiectele voastre. Nu știu ce le-au pus acolo, cum le-au pus. Domnul. Eu bărbuiesc că le-au pus aici. Eu n-am nimic. Nu trebuie să-i deloc la care ce spune care să faci. Haideți-o nu mă oferez deloc. Le-au pus cum le-au pus, să se referă deloc la care să faci. Sunt trei ori mai mari, normal că ați ales-o pe aia mai potrivită, nu? Vorbim de firme serioase. Dar să v-ați uitat acolo. Deci nu vorbim de, eu știu, de o firmă care e venită de aiurea sau din altul, spune, nu vreau să spună că nu. Dar ați spus că sunt serioși? Da, vorbim. Hai să dăm și numai doar, vorbim de rompere. Cum? Da, domnule, am referit clar la... Deci oamenii ca așa rău. Nu se respectă deloc ceea ce spune. V-am ascultat. Hai voi să vorbesc și eu, da? Deci s-a făcut studiul de piață, au venit oameni și au prezentat ofertele și Telecomul, au mai venit cu o firmă tot așa specializată. Era cu Wifresh și normal am ales prețul cel mai mic. Dar dacă ai tu de sarci mai mic? Ăștia am avut bani, ăștia-s bani. Cine se cadea, se cadea. Tu ne-au vrut bani ăștia. Au cerut că ai tu de sarci în respectivii? Cum? Au cerut că ai tu de sarci? Dar bineînțeles că și-au fost informatorul anul nou, pentru că au fost și pe teren. Ați remarcat la oferta lor, nu se referă deloc la ceea ce scrie că ai tu de sarci? Să fii sănătoși? Da. Păi, avem o video supraveghere stradală performantă, medici, bun, care e problema? Problema e că s-a făcut. Cât de bine mai am pus de întrebare. Problema e că s-a făcut. Probabil dumneavoastră vreți să spuneți, domnule, ce a costat 500 de milioane și a costat 200 de milioane? Sau dacă a costat 200 de milioane, de ce nu 100 de milioane? Adică, de ce? Dacă ați înțeles ce v-ați înțeles. Deci celelalte două oferte nu se referă deloc la chestiunea. Gata. Nu se referă deloc. Nu știu cine l-a pus acolo și cum l-a pus. Deci, la ce s-a oprit după oferă respectivă? Haideți să ne dumneam domnul. 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 De-aia venit când spuneți noi, noi vă punem, noi cerem 24 de camere și aia spuneți că pune 20 de camere. Ce oferte e asta? Și îmi ziceți că sunt oameni serioși?
Fiecare își face o treabă cu ea. Eu doar să spun... Dacă eu am 24 de camere și n-am părinte să nu mă atăutești. Păi și... Păi l-am acceptat. Păi l-am acceptat, bravo. Păi l-am acceptat. Păi cine este? Păi e omul. Adică ce înțeleg este clar. Vreau 24 de camere, nu vreau de neapărat. Păi vreau ofertă care să vină. Haideți să trecem la proiectul. Așa poți să pui și vreau două ofertă care să dorești de banii ăștia. Eu banii ăștia nu au fost discutate. De banii ăștia... N-au fost lucrătorii sarcini. Hai să trecem la proiectul nostru. Domnul Căscăneț. Stați un pic, domnul Preșta. Ați fost în teren cu reprezentanții Telecom, cu reprezentanții UPC, cu reprezentanții... Am fost în teren la identificarea locațiilor. Am fost în teren cu reprezentantul de la poliție, cu șeful de curs la poliție, am fost în teren cu directorul regional de la UPC, am fost cu cei de la Direct Lighting și am găsit cea mai bună variantă. Ideea e că odată cu investiția asta cu camerele video din comună, am tras și fibra optică de vreo 200.000 de euro în comună, ceea ce e un beneficiu pentru comunitate. Da. Până oricum, ce facem? Nu vor nimic, n-am înțeles. Fibra optică, bravo, UPC-ului și s-au făcut investiția. E treaba lor. Mulțumesc frumos, îmi ajută. Dar vorbim de clar concret. Au fost celelalte două firme interes să vadă ce avem nevoie? Am fost și cu Telecom în teren. Da? S-au remarcat, știi, clar că erau nevoie. Alea-ți da că tu zici, că asta apare aici în suspiciune. Aici în suspiciunea mea. Deci au fost fiecare dintre ei, au fost în teren, să vadă exact cum îi vin camerele. Dar tu ți-am văzut, cine a făcut treabă de regi, nu a făcut o ofertă contra mine. Și la obiect. Păi, domnule, eu dacă mă uit acolo și vreau să-ți spune... Hai ca să terminăm, mă. Eu pot să-ți oferi, dacă poți face o ofertă. Hai să trecem la iluminat. Eu pot să oferi un 20 de camere. Eu pot să oferi la partea 20 de camere. Acum nu mai faci ce vrei. Nu, domnule, nu am luat 20, nu are lucruri 24. Și nu o vreau pe amare. O vreau pe amare, că-i bun. O fost ceva. E, și asta e, asta e realitatea. Hai să ce vorbim. Domnul Dăscălescu, hai ca să... Hai să revenim la... Hai să dai cuvântul, băi. Era meu, să revenim la proiectul inițial. V-aș întreba, domnul Preot, de unde le iese suma de 100.000 de euro fără TVA? Din deficitul generalul. Dar cine a fost cu asta? Domnul Mariu. Păi dumneavoastră spunea că 63 până apă. Cât e la acțiune în comună asta? Nu, nu, atenție, noi discutăm 60 lei, ce se ia la mentenanță, ce spunea domnul Talau. Acum la mentenanță, spuneți 60 lei de un bec de schimbat. Deci își merg interesat, dar cine îți trăiești cu corpul de bună? Ziceți de bec schimbat? La bazin, cu totul. La bazin de 200 lei. 2 milioane. 2 milioane. Mai mult de atât, domnul Marin, v-am solicitat să ne aducem un deviz, un deviz general din care se rezulte din ce Câte proiecte au fost accesate în BNDN în vestul acesta? Ce-i luna cu noi, trebuie să știi mai bine. Hai doar acolo, frumos. Dar hai ca să nu o discutăm. Pentru sigur proiect, acum noi ne-am hazardat, zic eu așa, și am depus o grămadă de proiecte care vrea cale. Deci când mă uit la luna cu public, mă uitesc, bă, mă mai uitat și 2 și 3 și 5 ani. Mă am vrut apă, canal, asfalt ca fiecare. Și ai venit și voi, toate alea, nu? Cine faceți o trecere de vestul? Ce-i important și ce nu-i important? Lăsați-o important. Păi lăsați un pic. Când am depus pe aia, că am depus apă canal. Deci, dacă vreți părerea mea, în ianuarie acum, și pentru că a fost această asociație pentru Smart City și eficiență, și a zis și domnul președinte, o spus că eficiența este importantă. Suportau foarte multe aprobări pe aceste reabilitări de energie, pentru că se pare că și-au făcut un calcul și-au zis, bă, decât să dau asfalt care o sunt în Găurești din an, investesc în eficiență energetică, pentru că ce să vezi, mai degrabă și bugetul din niște bani. Doi afacere de energie. Ca să vadă găuri. Mai vezi? Deci, chiar nu era loc. Adică dacă ar fi fost 50 de proiecte aprobate în județul Bacău, chiar nu era loc. Dar v-a întrebat cât s-au depus, domn primar? Că știți, asta e întrebarea, a fost aprobat. Cât s-au depus? Că, ca și dumneavoastră, mulți au considerat că e importanția că nu le-a nici euro pentru știu proiect și nu le-o dat. Nu știu, sincer, nu știu, nu m-am gândit. Vedeți? Mă vedeți că au fost și lansate jumătate. Hai, domnul Talas. Deci au fost și lansate jumătate. Gata, de dialog? Haideți ca să nu mai spunem că e cu altă. Domnul Radu, hai, hai, domnul Talas. A fost domnul, da. Deci ăsta e considerat-o. Domnul... De rost, dar l-am reantrat, citit. Mulțumesc. Eu v-am ascultat și m-am scos de fiecare. Te ascult cu drag. Dragi colegi, eu nu
înțeleg, am dat sute milioane pe o studie pentru accesare de fonduri la niște firme de apartament cu doi angajați și când vine un domn și îmi spune, doamne, haideți să vă depun un proiect cu costuri zero, pe el îl refuzăm. Iar pe alții le dăm ba studiul de fizabilitate, ba fonduri, nu știu care, de cuvântul că nu înțeleg, nu înțeleg. Mulțumesc. Domnul Mirăș. Da. Nu, lăs la diverse cum face subiectul. Mi-am adus la aminte tot despre diverse. Nu, îi dau un bun lumii primar. Deci am terminat. Hai să se pune spre aprobare proiectului. Cine este pentru? Așa, cine s-ar ține? Domnul Doruș, domnul Palaș, domnul Trăstor, da? Deci, 9 pentru... Domnul Palaș, ați votat, v-ați abținut, domnul Berușcă s-a abținut, domnul Trăstor s-a abținut. Și noi suntem 12, minus 3, fac 9, nu? Eu știu, nu faci să fac matematică. Păi nu, că faci de obozeală, nu mai știu. Hai să trecem la proiectul celor. Chiar vă rog, apropo de discuția aceasta, dacă este o eroare în timpul ședinței atunci, sau să semnalăm, nu să facem contestații după aceea, pentru că sunt om și eu și cred că mă ajunge obozeala la un moment dat. Mă refer poate, de singurul consider pe care am supus aprobările mea acest proiect este suma mare și complexitatea. Adică nu mă pot antama cu oamenii care am angajat aici să merg la o licitație sau la un caiet de sarcini făcut așa cum trebuie. Trebuie și un specialist care să ne ghideze și să ne scoată la lima cu proiectul. Dar când ați făcut inventarul la apă, domnul primar, de ce n-ați să regătă un consultant? Că acolo nici. Domnul președinte. Hai ca să nu discutăm. Discutăm la diverse astea. Domnul Talau, avem și acolo consultant și ați aprobat și suma pentru consultant. Și ați aprobat și tocmirea documentației. Tot dumneavoastră consiliul local. Nu, nu. Cel care a făcut, nu consultantul, a făcut, făcut inventarul. Gata. Vă rog frumos. Hai ca să trecem la proiectul următor. Hai să trecem la proiectul numărul 5. Dacă se tot dă drumul la PNDL 3 acum. Nu discutăm acum. Hai să discutăm. Nu. Păi hai să punem să discutăm proiectul. Trebuie să discutăm atunci. Problema așa de bun. Deci, domnul primar, aveți cuvântul. Proiectul numărul 5. Și rectificarea numărul 5 a bugetului pe anul 2017. Da. Unde doamna contabilă? Doamna contabilă, aveți cuvântul. Doamna are un copil acasă care este. Da, nu vreau să da. Deci, inițiator este domnul primar Ostraș, Iordache. Am primit niște bani la, bani puțin, ci drept, de la bugetul de stat. Așa, și în urma analizei contului de execuție, la 29 noiembrie, am constatat că am încasat mai mult decât am prevăzut în buget la anumite capitole de venituri. Și, haideți acum să le luăm pe rând, vă spun care am. Deci, în adresa numărul 2966 din 7 decembrie, am primit de la Ministerul de Finanțe suma de 27.000 de lei. Și acum, 4.000 de lei la 3.000 de lei vin sume de parcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului local și 24.000 sume alocate din cote de parcate de impozit pe venit pentru echilibrarea bugetului local. Iar din analiza contului de execuție am constatat că la cote de parcate din impozit pe venit am încasat față de prevederile bugetare în plus 16.800 de lei. În total, 43.800 sunt venituri. Pe de altă parte, aceste venituri s-au alocat pentru... Și acum detaliem pe capitole, da. Și
La capitolul 51, autorități executive și legislative. La titlul 10, la cheltuieli personal, am avut o economie din faptul că un angajat, un funcționar public al primăriei a fost în concediu medical. Primăria i-a achitat timp de 6 luni concediu medical și ulterior am încasat de la Casa de Sănătate sumele, 19.970. Iar la bunuri și servicii, în completare, pentru redimensionarea cheltuielilor, că au apărut noi nevoi, noi cerințe, la capitolul autorității executive, am aruncat 22.570. Care sunt nevoile? Poftim? Care sunt cerințe? Cerințe, haideți să... Da. Da. După cum știți, în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi, s-au constatat anumite neregistrări, neregistrări al unor contribuabile și s-au trimis somații la peste 2.000-3.000 de persoane din așa, ceea ce a dus la creșterea cheltuielilor poștale confirmare de primire. Și asta e vreo 7-8 lei per plic și... Da, deci, da. Și atunci au crescut dintr-o dată cheltuielile poștale. La... Casările n-au crescut. Poftim? Casările n-au crescut. Au crescut în casări. Dar față de ceea ce am preconizat noi în buget, așa, au depășit prevederile. Deci sau... Ne apropiem cam 100% aproape. 90 ceva la sută ne apropiem de prevederi cu încasările. Am mai pus la alte cheltuieli cu materiale și bunuri, cu pregătirea sărbătorilor de iarnă, da? Achiziții de pom de Crăciun, da? Au pus și de lumina și chestii. Da, și moți. Hai, nu ești să bun. Da, 800 de lei, deci nu sunt sume exagerate. Sunt pe limita domnului să zic. Dacă trebuie bani de la... Poftim? Dacă îi trebuie bani de la... Dar eu mă deranjez, da? Nu. Nu este. Sunt plătită să vă plăți o zi informații. Nu te șer, mai curios. Nu poți să vrei, nu știu. Domnul se face transparent. Nu poți să vrei, nu știu. Făcați cu liber și dacă poți să vrei. Haideți că ați deschis. Dacă ați pus întrebare, bine să aveți și un răspuns, domnul. Am făcut achiziții, pentru că ghirlandele care le aveam de anul trecut erau destul de sărăcătoase și nu acopereau întreaga... Dar o să spuneți că dealul mare nu face parte de Măgura sau... Dar asta vreau să vă mulțumim acum de locuitorul din sapă de anul. În prima dată când îi dăm și vreau ghirlandă ce vă stați așa. Vă mulțumim în mod deosebit, domnule. Să ținem ca să vă urăm sănătate. Haideți ca să nu mai e. Ați pus o întrebare și am crezut că așteptați un răspuns. Nu are rost să discutăm așa în răspăr pe românii. Hai să vorbim serios, dacă vorbim. Vreau să vă spun că toate materialele... Toate materialele privind iluminatul de Crăciun sau ghirlande, astea au fost achiziționate de la Metro, PCA, nu s-a pus, eu știu de ce... Cu factură. Cu factură, cu tot ce trebuie, în regulă. Ca să aducem un pic de gădură și confort ce vreți la România. Nu trebuia cât și cum, mare greșeală. Se avea câteva facturi, una de vreo 2000 și ceva, de una de 8000, de 800, pardon. La capitolul 61 alte cheltuieli în domeniul siguranței naționale, SBSU, ați propus în anterior, la o rectificare, dotarea serviciului de situații de urgență cu o motocopă profesională și un generator care era puternic. Da, întrucât procedura a fost greoaie. Domnul de la achiziții, colegul nostru a fost bolnav, a fost Curtea de Conturi, au fost multe lucruri, nu s-a mai putut realiza.
Deci, redistribuim suma, raportul nostru. Nu sunt mai fabrică, să nu sunt. A zemnat foarte. A zemnat foarte. A zemnat Doamna Potari, l-ați fost foarte amuzant. Ce greu a fost greva ei. Se pare că totul e greu. Da. La achiziții publice e greu. Da. E un om cu greutate, da? Deci redistribuim această sumă din investiții da. De acolo, da? La capitolul 65, învățământ. Aici... Nu-i pierdem, doamne. Deci în excedent. Sunt în excedent? Da. Așa, nu-i pierdem. La învățământ. Priescu are de primit, de fapt, cadrele didactice au de primit din hotărâri judecătorești 124.000 de lei. Din bugetul de stat li s-au alocat mai puțin. Și mi s-a spus, dacă avem economii la asistență socială, la tichete de grădiniță, la ajutorul de încălzire și, într-adevăr, noi am cerut mai mult și ne-au rămas neutilizați, i-am redistribuit către cheltuielile de personal ale școlii, pentru cadrele didactice, da? În sumă, deci, sunt sume defalcate din TVA pentru susținerea învățământului preuniversitar. Deci nu-s banii noștri. Deci asta i-am, din economiile necesare, le-am redistribuit la cheltuieli cu salarial ale cadrului didactice. În altă ordine de idei, primăria susține finanțare complementară și anume la solicitarea doamnei directoare se organizează, cred că știți, atunci și invitații, șezătoare la noi, la români. Și să... Da? La noi, la fiecare, da. Și ne-au solicitat o susținere de 2000 de lei să-i ajute. Da, e corect, nu. Da? La alte servicii în domeniul culturii, recreației și religiei. Avem o economie de 1000 de lei. Dar de unde nu mai am pus la cămin la căminul cultural s-a anul ăsta s-a solicitat s-a întocmit documentație pentru obținere de fonduri nerambursabile pentru și proiectare și consultanță. Da? Nu, nu, am pus și la și la cămin cultural. Am zis că poate sunt necesare. Da, și am pus 1000 de lei. Uitați că nu mai este și nu mai sunt necesare avize sau asta s-a depus pe AFIR proiectul, deci banii ăștia care nu au fost cheltuiți, îi luăm de aici. Apoi, la alte cheltuieli cu bunuri și servicii, aici avem la cultură. La cultură, după cum știți, luna aceasta aveți tradiții și, și obiceiuri în sat Socodor, comuna Mălgura. Da? Bănuim, nu știm. Poftim? Bănuim, nu știm. Da? Bun. Și pentru susținerea evenimentului s-au alocat inițial 4.000 de lei prin proiectul depus pe 14 decembrie. Da? 4.000 de lei. Dar acum v-am mai dat astăzi un referat de aprobare prin care vă aduceam la cunoștință că este necesară majorarea acestor cheltuieli pentru susținerea evenimentului, tradiție și obiceiuri organizați de autor, bani care ne-au fost alocați de Consiliul Județean în sumă de 7.190 de lei. 70 de ar face 9.000 și ceva, aproape 10.000. 11.000, dacă... Păi, e 7.9, nu? 7.4, mă spune. Iar nu avem teatru pe drumă și după aceea vrea să... Domnul ăla, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, am trecut, a fost cu 3.000 de lei și acum din 3 ori s-a scumbit în cazul. Au fost în perioada de început, am făcut cum am putut noi atunci, cert este că suma nici de parte nu acoperă cheltuielile din necesare. Am făcut cum am putut atunci, au venit mai mult degeaba, mulți dintre ei au cântat, am alocat 3.000 de lei atunci, ceea ce nu au. Dar să dau niște exemple, Pârsăneștiu au alocat 12.000 de lei, Hemeiuș 11.000 de lei, deci toate comunele aloc undeva peste 10.000 de lei, ca să iasă un... Se află un eveniment deosebit din măsura, eu știu, perioadă în care pe care o să batem acum. Suntem de sărbători. Și dacă tot am început acest proiect cu tradiții populare la Sodo, eu zic că e bine să mergem mai departe. Da, să alocăm și suma cuvenită ca să ne putem desfășura așa cum trebuie.
Sunt bani, cu, sunt bani care s-au luat pentru cei care vin și cântă acolo, pentru organizare, cu sunet, cu tot ce e, cu datin, cu obiceiuri, cu urși. Și ursul, dacă vin, și ala vrea bani, doar nu vin degeaba. Și nu mă trebuie. Să fie un eveniment, să fie un eveniment compensiv. Păi gata, hai să nu mai ai. Nu? Nu pot să păsătate, dar hai să nu. Hai, scurt. Eu am fost primul. Da. Domnul Chitin? Da, mai am. Aha, păi da. Băi, nu intervenim. Nu mai intervenim, hai ca să nu înțelegi. Domnul președinte. Păi, hai doamna contabilă. Da. Așa. Haideți un pic că mă întorc în cercul de discuție. Nu vă voi asistență. Deci, la învățământ, la învățământ avem următoarea situație. S-a pus în lista de investiții anterioare la celelalte rectificări, din câte știți, amenajarea arhitoșcoală, cu alocare inițială de 35.000 de lei. Investiții care nu s-au realizat, ca urmare a procedurilor dificile de transformare a fosei septice într-o construcție. Ce să spunem prin dezbatere? Ce este o adevărată problemă acolo, să transformăm WC-ul ăla într-o atelier. Dar faptul că stă efectiv pe fosă. E destul de complicat. Și atunci am luat decizia împreună cu doamna directoare și să achiziționăm un container așa cum l-am achiziționat pe ăsta aici și să facem arhivul manual. Până la urmă, arhivul la o școală nu necesită un spațiu atât de mare. E și mai ieftin, containerul nou costă 100, până de 120 de milioane, 117. Iar cu 11.700 am dat pe el ceva de genul. Și facem și o, nu știu, va rămâne tot toaletă, probabil ori, nu, deci e greu să o transform din ceea ce este într-o clădire de la altă. Nu e, nu prea e greu. Se schimb destinația, ea e toaletă, e cu fosă. Da, e cu fosă, nu e cu... Diferență de bani lucruri. Diferență, da. Și dăm niște bănuți bune acolo. Noi am alocat 35.000, dacă luăm containerul cu 12.000, când avem alocat, dăm niște bani. Și am împreună cu doamna director, am studiat un pic problema privind dotarea cu mobilier a școlilor. Pentru că nu, din 2004 nu s-a luat o bancă, nu s-a luat un scaun la școală, nu s-a luat nimic. Și dumneavoastră chiar îți dorește să facem, să facem un efort acum, pe final de an, și să-i achiziționăm de la firme specializate, pentru că sunt firme care se ocupă numai cu așa ceva, mobilier pentru dotarea celor două școli, inclusiv grădinița. Și atunci se duc banii ăștia, o parte din banii de la... De la amenajarea arhivă școală, din 35.000, iar realizare pavare curtea școlii numărul 1 Măgura nu se mai realizează, pentru că se preconizează începerea lucrărilor de construire a grădiniței cu trei grupe. Avem... Nu, este de operație. Tot la capitolul 65. La expunere. Avem aprobat pe PNTL 2, avem aprobat construirea unei grădinițe cu trei grupe, aici ar fi fundal, așa este proiectat unde este locul de joacă. Ați așa am calculat. Are rost de apucat de făcut pavajul acum. Să-l scoatem la anul, să eu știu când va fi nevoie să-l deteriorăm. Și atunci să o luăm într-o ordine firească. Să realizăm grădinița și o vedea după aia să facem, să pavăm și curtea, și curtea școlii. Rezultă și de aici o sumă de 40.000 de lei. O sumă de 40.000 de lei, care la fel am direcționat-o către achiziția de mobilier, de mobilier școlar. Deci, din aceste două proiecte care nu se vor realiza, totalizând împreună 75.000 de lei, dacă nu pot să vă aduc și ce o scoți, doamna director, un pic, ca să ne identificăm ce scaune, da, nu primim la îndoială, ce eu nu spun la îndoială. Păi, nu, da. Tu mai ai chiar o venit să o da. Spune informații, dați-mă. Auziți, în paranteză, eu consider că Comisia de Cultură și Religii trebuia ca să aibă tot ceea ce se discută acum, să fie discutat cu directoarea și cu cei în măsură, și să aducă la cunoștință Consiliul Local, pentru că asta este Comisia de Cultură. Și noi venim acum, păi pur și simplu, eu nu pot. Știu că la Buget Finanță suntem Comisia care întâlnim, vorbim. Cei de la cultură trebuie să-și aibă problemele lor. Și atunci venea și discutam cu tot mai clar și mai obiectiv. Uitați, acestea sunt băncii de picare. Asta este o catedră de cancelarii, aceasta este o catedră de clasă, e vorba de 10 clase care vor fi dotate în cadrul de la școli și numărul 1
1 și numărul 2. Da. Deci vă convidem de ambele școli. Doamna director chiar specifica că pentru prima dată nu se face diferență, că domnule se investește numai la 1 sau numai la 2. Uniform pisitor la toate 10 clase. Doamna primar, gata. Uniform pisitor, nu? Doamna președinte. Haideți, domnul Talaș și domnul Chitic. Domnul primar. Era trecut. Domnul primar, vă rog când mai vine doamna cu hârtii, pentru că eu sunt președintele Comisiei de Cultură și așa, să ne informați, așa, cam așa, din respect. Că până la urmă avem tot noi votăm. Văd că dumneavoastră sunteți la 1 decembrie și spre rușinea noastră, n-ați făcut niciun sau n-au făcut, sau nici primărie, deci nu ați făcut nicio activitate, să ne invitați. Așa că, cum zic, 1 decembrie este, era o zi măreață și vă invita tot, toată atenția noastră. O să faci, va fi centenar, atunci va fi altceva. Da, da, deci, dacă toate primările... Ați intrat în dacă toate primările au făcut neapărat... Suntem atenți la când e vorba de tradiții și vorba să punem niște bani acolo de 3 ori mai mult decât așa, punem bani, nu contează. Dar când e vorba de o zi națională sau nu știu care, nu ne interesează, dacă nu ies bani. Domnul Calau. Uiteați să acordăm 3.000 lei și organizați-o de la anul, domnul primar. Nu, asta înseamnă, eu dacă eram primar, organizam gratis, domnul primar. Dacă luați cuvântul, îmi spuneți la domnul Chitic. Stimați colegi, doamna Condă, suntem la sfârșitul anului și am avut anul ăsta 5 rectificări de buget, da? Ok. Vi se pare, cu riscul de a pica în derizoriu, vă întreb, vi se pare prea mult volumul de muncă, dacă vă rog eu? Așa. Și, sincer, v-aș ruga în numele tuturor consilierilor, repet, eu ceea ce spun, nu spun numai pentru mine. Vreau să ne apărăm. Ar fi prea mare efortul dumneavoastră să nu ne mai aruncați un articol bugetar și după aceea să veniți dumneavoastră să ne explicați că am luat aia. Scrieți de fapt ca în raportul care îl faceți dumneavoastră. Nu, în raportul care îl faceți dumneavoastră. N-am găsit. Îmi cer scuze, dacă ați făcut așa e ok. Rugămintea mea, vă rog tare mult, la fiecare rectificare, scrieți detaliat pe ce vreți să cheltuiți. Am scris. Da. Și la nivel de articol bugetar. Vă rog frumos. Așa e corect. Adică, articolul e generic, scris. Haideți să ne scriem exact în cerințe, ca să fie formați informații, exact așa se comportă cheltuielile. Bun. Domnul președinte, atât am avut de spus. Domnul Berușmesc? După aia. Nu, deci, mă rog, da, lăsați-mă. Vreau să dau o replică. Da, te-am trecut aici, vorbești. Nu, vreau să dau o replică pentru organizarea și să pun acolo o sumă de bani să aloce pentru la anul, la 1 decembrie, și dacă se poate să aduceți un ceaun mare, să facem și noi un ceaun cu pasole și poțui. Da, ca să avem unii să spunem că sunt cheltuie banii și când e ceva frumos. Nu pot să mă plâng, am adus și curtea. Nu, dar am spus așa. Care nu au fost să spun un deranj. Oamenii și-au făcut treaba. Nu am nicio la urmă. Cer să solicită o cantitate mare de documente pentru cercetare, nu e tocmai ușor. A fost o perioadă mai încărcată, ca să zic așa, și chiar nu ne-am putut organiza pe tema aceasta. Dar la anul, având în vedere ce se face o studie, exact ce se spunea, dacă face, de ce face, dacă nu face, de ce n-ai făcut domnul? Noi, doamnă, Sfărin, deci nu trebuie să-i de ce n-ai făcut? Hai ca să nu mai e... Domnul Berușcă. Într-o discuție mică, domnul Gelubiț, am concluzionat noi doi că ar fi mai bine dacă s-ar desfășura acest eveniment într-o zonă mai deschisă. Se schimbă locația, că la Socotor este și noroi, și îngrămădit. Aici, zic, pe terenul de fotbal e mult mai liber pentru și poate să vină toată comuna. Dacă batem un gând de la subțire, ce face? Pe terenul de fotbal, în Red, spuneți domnul. Aici, da. Pe scenă, la bani, aici... Nu, e tot timpul care nu pe vă dați seama, vorba cu cine e vorba noastră, că dacă bate un vânt teribil, așa, nu face nimic. Și al doilea aspect pentru care mențin locația, deocamdată acolo, avem căminul cultural.
Unde se mai desfășoară o oră ceva după aia? Adică mai poate să meargă oamenii în untru, să la data. Aici nu avem, nu avem spațiu. Sperăm ca în viitorul apropiat să reușim cu căminul cultural. Deci, să avem și noi locații unde se desfășurăm activitățile culturale, fără niciun fel. Mulțumesc pentru răspuns. Al doilea lucru pentru care vreau să-l menționez, dacă tot ne aflăm la a cincea rectificare, bag de seamă că nu s-au cheltuit banii pentru foșorul de căsătorii, cei 20 ceva de mii de lei, zic că era bine să-i direcționăm către altceva, să-și făcut ceva cu ei. Al doilea lucru, că anul acesta au fost, care zic așa, ca și o oportunitate, au fost 25 de căsătorii ce s-au ținut pe raza Comunii Măgura și efectuat în această instituție, dintre care doar 19 căsătorii au fost pe timp de vară și ar fi putut beneficia. Și dacă pomul medii de viitor, nu știu dacă e atât de oportun, mai degrabă luăm bănuții și facem altceva cu ei. Așa zic că puteau... Ei nu sunt vor merge în excepție. Noi am început procedura pentru Făișor, ceea ce presupune proiectare și depunerea documentelor pentru obținerea de avizele și certificat de urbanism. Deci ați început demersurile, nu? Am început demersurile, da. Din păcate, așa e și cum spune doamna contabilă, la capitolul achiziții am șteopătat un pic. De unde luați avizele, domnul primar? Cum? Avizele de unde luați? Aveți în nominat toate instituțiile care sunt cerute de certificat urbanism, de cer Consiliul Județean, orice investiție o facem și cu avizul structurii specialitate din cadrul Consiliului Județean. Eu cerut aviz de la drumul Național, de la drumul Județenii, pentru foișorul ăsta. Aviz la drumul Județenii, de la APU, de la Canal, de la DSP, de la Mediu. De la ISU trebuie. De la ISU. Deci, la toate instituțiile, poate pare un lucru ușor, dar nu e deloc ușor. Plus proiectare, plus... Deci sunt niște cheltuieli, niște costuri care... Consultanții nu. Aici nu. Am scăpat. Da? Bă, trebuia să fiți mea să-mi pic. Bine. Haideți să trecem mai departe ca să nu stăm. Domnul Berușcă, o discutat? Ați terminat. Domnul Vianța, parcă ați discutat? Ăla-i 2018, la bugetul următor. Da? Domnul Bogdan? Stați un pic, dacă toți sunt abatători... Dacă îi punem acum, oricum nu vom avea timpul de fizic să facem și achiziția și toate astea. E bună ideea, am reținut-o, dar părerea mea, ca să facem un lucru gospodăresc, am prins în buget deodată achiziții prin costume. De 20 de costume, la început doamnă, vedem cât costă și atunci facem mai departe. Mai am ceva, stați un pic. Ordine publică și siguranță națională. Deci când vorbim de ordine publică și siguranță națională, pentru că reprezintă o prioritate. Achiziționarea unui motopompe și un generator mi se pare chiar o prioritate pentru Comuna Măgura. Vreau să vă reamintesc că acum 2 ani de zile am avut niște inundații. În campanie electorală. Da, am avut niște inundații destul de mari în Comuna Măgura. Te rog frumos. Hai ca să nu mai facem dialog, doamne. Chiar vreau să vorbesc frumos, vreau să înțelegem. Discută numai unul. Da. Am avut niște inundații destul de puternice, unde au fost afectate destul de multe case din Comuna Măgura. Eu zic că o motopumpă și un generator nu cred că e un capăt de lume pentru noi, pentru bugetul Comunei Măgura, 10.000 de lei. Haideți să găsim totuși o variantă să achiziționăm această motopumpă și acest generator, să-i avem acolo, în cadrul serviciului de gospodărie. Luați în calcul externalizarea serviciului de achiziții, nu sunt mai poate. Domnul președinte,
Da. Legat de costumele, eu vin și la sentimentul domnului Greșca și vă spun unde se luați bani. Dacă tot am avut 35 de mii și mi-a rămas niște bani, 35 de mii pentru arhiva școlii și avem acolo, cântuim 12 mii de lei, domnul Galan, haideți să facem așa. La început, oamenii, ridicăm toți de acord, am pus suma totală când între 12 și facem treaba din capul locului. Pentru că așa, anul trecut nu i-am prins din start, am tot așteptat la rectificări. Mai zic că nu au mai venit. Tot mai bine, au venit o singură rectificare, ne-a dat și bani la școală și o rectificare pe care o vedeți acum, de 27 milioane de la CJ și de la finanții 27 milioane. Dar n-am terminat. Mai este o chestie, dacă tot vine Crăciun și vine anul, din sumele astea care tot văd doar la spectacol, la ceea ce este foarte frumos, așa, mai avem, trebuie un brad la primărie, așa e obicei. Trebuie unul la biserică sau să o facă la biserică. Să facem un cont dacă tot... A fost brad la toate biserică. La școli, la biserică. La toate biserică. Nu chiar la biserică. Poate chiar de biserică. Deci am adus Haideți să continuăm din aceea. Dacă mai avem vreun jurat, să-l ducem și în colină la copii aia. Poate să poate fost copii care se joacă acolo și ar fi oportun pentru a le lăsa un lucru. Haideți ca să dăm la contabil. Da. Da. Tot vorbim, tot de la capitolul 65 de zăpânt. Inițial a fost ați aprobat să copiați documentații pentru scenata incendiu pentru două școli. S-a demarat întocmirea acestei documentații, dar nu s-a finalizat. Deci doar parțial s-a finalizat acest obiectiv de investiții. Sumă de 5.000 de lei. Asta e foarte grav. Da, da, vă rog. Bun, domnule, cine o predat, pe cine o predat, atât mai plătim. Domnul zic că sunt suma dragă, dar atunci când nu o predat la documente. Nu creează mai o finalizează până la sfârșit. Cât cred că vreo 30 de mii. Cât e, doamnă? Cât am avut acolo? Da. Sau 40 de mii. S-a pus inițial. Și grăzinița. Poftim? Sunt amândouă. Da, da, da. Școala o să fie. Da. Doar pentru că trebuie să achităm doar 5.000 din 40.000, la propunerea doamnei directoare s-a solicitat redistribuirea sumei de 25.000 de lei pentru dotare cu mobilier școlar a grădinițelor din cadrul școlii gimnaziale Emil Brăiescu, Salmăgura și a școlii gimnaziale numărul 2 Osibiți. Ținem cum că mobilierul școlar și didactic nu a mai schimbat sau îmbunătățit. De 2004 nu s-a achiziționat nimic în ceea ce presupune mobilier didactic la toate școlile. Domnul președinte, aș avea o întrebare. Cine face scenariile astea pentru incendiu? Cine face scenariul? Domnul arhitect Colac lucrează pentru noi. Avem Colac, Colac, da. Asta că l-a fost la IESIC, nu? Da. Cred că da. Știu că a fost un constructor. IESIC sau Consiliul Județean, nu știu. Nu. Inspectoratul de stat în construcții. Da. Am înțeles. Și când se definitivează? Până la sfârșitul, acum, în decembrie, nu se dă. În totalitate, da. Cât trebuie să mai dăm după aia? Pentru când ne-o predat, ați să mai spune. E conform oferte. Cine a adus? La asta mai 5.000 de lei, unde e domnul Părăzparțial. Părăzparțial. Eu vine cu factura pe doar pe cine a predat. Nu, că n-aș cum studia. Ia după cei 5.000 și mai dăm după cei 5.000. Domnul Zala. Doamna Pădabie. La asigurări și asistență socială, ca urmare a economiilor, după cum am spus, am diminuat cheltuielile de personal cu 4.220 de lei și indemnizațiile economii înregistrate de 20, ajutoarele de încălzire numerat, am avut o economie de 28.050 bani care s-au dus la cheltuielile de personal ale școlii. Aici nu ne putem atinge, ei sunt de la bugetul de stat, sunt tot așa. La capitolul 70, locuințe, servicii și dezvoltare publică. Se majorează cu 9.200 de lei la bunuri și servicii. Și aici, la iluminatul public, plată
factură de energie electrică, am pus 6.000 de lei în completare, așa, iar 3.200 la bunuri și servicii, respectiv la 6.000 de lei în completare? La factura de iluminatul public. La cât intră total? În sezon de iarnă vine în jur de 8.000 și ceva și nu ne mai avea decât 1.600. Și am mai pus încă... Și 3.200 la... La mentenanță. A rămas o... Cât se cheltuie cu mentenanța noastră, doamna Cortală? Prima pentru anul 2017 este o factură de 35.000 de lei. 36.000. Pentru 2017. 2017. La începutul anului noi am plătit o factură de 30.000. În iulie au mai fost una de 20.000, nu? În 2016. Vorbesc iulie, acum, în prima. Știți că v-am cerut și încă aștept deviză. Da, da. Poate ne invitați, poate ne invitați și domnul care are mentenanță. Eu l-am pregătit, l-am refuzat, v-am întrebat, am un document. Ce am zis până la ultima ședință? Știți că am discutat la ultima ședință. Este extraordinar, nu ordinar, domnul Peruș. La ședință ordinar nu se le aveți. Vă mulțumesc. Așa. La titlul C71, cheltuielile capital, adică investițiile, nu suportă diminuări sau majorări, dar în cadrul acestui capitol se propune redistribuire prin modificarea vizei de investiții și adăugarea unui nou obiectiv de investiții la alimentare cu apă, poziția C, alte cheltuieli de investiții, prin redistribuirea sumei de 50.000 de lei pentru întocmirea studiului de o oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobare dumneavoastră prin HCL 27 iulie, da? Deci trebuie să punem sumele. Le-ați aprobat, trebuie să și până, da? 15.000 de lei. Așa. Concomitent, se diminuează valoarea investiției, construire, rețea, apă, canal, stații de tratare a apei și magazinare cu 15.000 de lei. Respectiv, de la 530.000 cât erau prinși în lista de investiții, diminuându-se vă... S-a diminuat privirea ca să ne doați la rând. Vor fi 5, așa. La capitolul 84, drumuri și poduri, se majorează cu suma de 10.000 de lei pentru sezonul rece, pentru dezăpăziri și la alte situații, da. Deci nu trebuie neapărat să cheltuim, trebuie doar să-i avem acolo. Deci la 40.000, duci la 50.000 ăsta, nu? Că ăsta erau 40.000 pe dezăpăziri, nu? Am prins 40.000 la rece. A spus, așa este, a spus, dar, spuneți un moment, s-a reprofilat drumurile, domnul viceprimar, vă poate spune, s-au acționat pe anumite segmente de drumuri, da? S-au lăsat drumul. Și avem o factură de 6.800. S-au îndreptat drumurile, s-au reparat. Da, domnul... S-a intervenit. Vă spun, da. Dacă păi spuneți-le, domnul viceprimar, unde s-a intervenit. Deci s-a intervenit pe toate sectoarele de drum, după cum urmează. S-a intervenit între vii, s-a intervenit pe Crihan, spre Sohodol, începând cu strada Grădiniței. Un pic notez, dar... Și prin fața dumneavoastră. Nu, mi-e plin de gruă. Lăsați ca să spună, să-i expună tot ceea ce are de expus și după aia discutăm. Vă spun ce este vorba și mă justific. Deci am plecat chiar din față la dumneavoastră, de la Vasilului, am ajuns în dealul Sohodolului, am coborât panta pe partea din intersecție, pe dincolo unde am făcut curățenie cu gunoiul ăla, vorbind de la dumneavoastră. După aceea am luat străzile laterale, începând cu strada Grădiniței, strada paralelă cu Grădiniței în partea cealaltă, ne-am întors pe, deci, capul de stradă... Garofiții. Nu Garofiții, vă spun, al țarului, sau nu? Da. Pe al țarului, cum? Strada Berușii, da. Da, da. Pe al țarului am făcut partea cealaltă, deci ne-am luat stradă cu stradă, într-un ritm ce-i drept mai alert, pentru că nu am avut... material. Am îndreptat străzile, nu am avut material ca să pun acum, dar se întâmplă. Am constatat că după fiecare ploaie, mai așa sau așa, ia să creează situația dinainte. După aceea, când s-a făcut acum, spun că așa, deci nu s-a fost o mișcare, din plin picro. Vă spun pe date, vi le dau pe date, acum vă dau pe date. Dar chiar orașul nu plan. Am tot de dau acum. Dacă vreți, te este onestitatea dumneavoastră. Lăsați-mi ca să spun la cap. Nu vorba de mine. Îmi duc discuția până la bază. Dacă mă interpelați, tot vă răspund. Dar după aia discutăm fiecare. Am intervenit de aici de la domnul, de jos de la Păduroaia. Am urcat sus, pe la domnul Ridic pe acolo, am continuat. Deci tot între viu am coborât până la... Nu la Mărânța, mai e de Paște Băiuța. Până în intersecția.
la intersecție cu Mitru. Exact, la intersecție cu Calu. Am plecat pe drumul bisericii, dar vă spun, și rebil să vă spun. Am îndreptat drumul, am insistat acolo unde s-a putut. A stopat cât s-a putut, a stopat. Uia! Să știți cât de în lamă să ia și să acoperi, nu trebuie. Sunt și persoane care vin să facă, doamne, nu mai aduc. Te rog frumos, nu mai aduc, când ne lași în groapă pe noi. Nici nu am putut să le duc. Dar așa am făcut. Am făcut cu jubicul și am intervenit și pe străzi laterale. Am urcat și la domnul în dealul mare. Adică s-a putut, domnule. Nu, domnul Radu. Pentru că, imediat după, ca să vă dau răspunsul până la capăt. După ce s-a terminat de am intervenit pe asta, am luat comisia de recepție, domnul Vlad, cu doamna și cu doamna, am plecat cu mașinuța și hai să identificăm. Și am luat și am măsurat și ce am făcut. Zic, băi, cum să face? Ca să nu cad în greșeală, pentru că nu am fost nimic, n-am făcut asta. Am intrat, am deschis ușa asta, domnilor, eu trebuie să fac treaba asta, eu oamenii la copii, cum trebuie să fac? Și atunci eu am spus, bă, ți-ai comisia de recepție, ți-ai ruleta și măsori. Lungimi, lățimi, mai multe lucruri, pentru că diferă. Da. Dincolo, acolo să-ți faci treaba, să modezi și îi faci. Am intervenit după aceea. Încă am venit, spun pe segmente. Pe strada Armonie, am văzut din capăt în capăt. Era lăsată, era jalnic, era acolo. Am intervenit pe partea asta, la altă, de la Ticul Dumitrescu, Dumitrescu, și am luat-o și am urcat tot Sohodolul și am ajuns în intersecție în dealul Sohodolului. Am coborât frumul iar dealul Sohodolului, că nu am dus partea asta că făcusem, dar nu mi-a ieșit cine știe ce pe partea asta la... La pe pantă.